În acest episod veți vedea povestea mamei stricte în relația sa cu mine și cu fiul ei, Darusel 2012. Este o poveste interesantă și vreau să-mi spuneți în comentarii care parte v-a plăcut cel mai mult din această poveste. Vizionare plăcută! Ce să spun, bă, a fost un film bun. Chiar nu știu cum te-ai gândit la un asemenea film, Darusel. Chiar nu știu, bă, un film genial, bă, Darusel. Nu știu, nota 10 îi dau pe bune. Da, bă, Rafle, uite, bă, uite, bă, Rafle, chiar mi-a plăcut filmul, uite, chiar mi-a plăcut filmul de aici. Mă, ce film de acolo, Darusel? Tu m-ai pus să mă uit la film aici și tu te-ai uitat la film în partea asta? Uite, mă, da, aici, Darusel. Bă, știi ceva, Darusel? Hai, lasă-mă, în pace, eu te-ai uitat unde te-ai uitat, mi-a plăcut, ce vrei, mă, Darusel? Hai, mă, că s-a făcut noapte, tu nu vezi afară, e noapte, Darusel, trebuie să mergem să dormim, Darusel, că nu putem să stăm așa de târziu, Darusel. După mâine la când ne trezim? La 12 după amiaza? La prânz la când ne trezim? Nu, Barafle, stai. Deci fii atent, Barafle, îmi spate și am în mână, am în mână o puțune secretă. Am în mână o puțune secretă. Nu, ce puțune e asta, mă, Darusele? Iar ai prostii în mână, ce e asta? Ia, mă, uimește, mă, Darusele, ce ar putea să fie? Ia, da, vrăjitoare, au puțune de asta și fii atent, că dacă o dau, să avem 1000 de ani de noroc. Așa că o mie de ani de noroc, mă, Darusele, nu da pe mie cu da astea, mă, cum să tai cu mine cu da? Bă, ce fac? Ah, mă, ești nesimțit, Darusele, ok, hai, lasă-mă în pace, Darusele, cu porcările tale, că știu că nu e nimic. Mă, ce fac? Mă, ce tot? Ah, ok, dar să ai pa noapte bună. Bă, dar să nu știu cu ce a aruncat după mine. Să sperăm că nu mi-a făcut vreo prostie. Bă, mă, dar să le iar îmi dai ăsta jos. Aolo, bă, frate, m-am și lovit la picior acum, m-am și speriat. Acum trebuie să mă pun să dorm, frate. Ce mai enervat, dar să oricum a fost un film bun, nu știu cum a descoperit el filmul ăsta, dar da. Aolo, mamă, frate, ce am trebuit? Mă, ce se întâmplă aici? Mă, ce? Bă, alo, alo, bă, ce? Da, tu ești Darusel? Bă, Darusel, cum ai păr? Bă! Salut, Barafale, fii antrenă, Barafale, uite! Hai, stai, stai puțin, bă, Darusel, ia mă ușor, ce se întâmplă aici, unde sunt, Darusel, unde ne-am spawnat, bă, Darusel, unde mai dus, ce se întâmplă aici, bă, omul, eram la mine în pat, dormeam, și ce m-am trezit aici, unde suntem? Suntem, nu știu, Barafale, dar nu-mi pasă, că ți-am zis, Barafale, ți-am zis că puțunea aia o să le dau 1000 de ani, roșie, fii antrenă! Ce, mă, puțunea, avem 1000 de ani, mă rog, de la puțin. Mamă, uite restaurantul. Dar să suntem în casa aia mare, rău de tot. Darusel, nu vine să cred, bă, că am ajuns în casa asta mare tot, Darusel, uite-te, bă, uite-te, vino aici, Darusel, bă, nu-mi vine să cred, bă, Darusel, cum a funcționat, bă, puțunea ta, bă, ce puțunea și mic era avut, Darusel, dar cum a funcționat? Păi nu știu, bă, Rafale, jos. Dar să unde e jos? Bă, dar să le băi prostrarea de tot. Hai, mă, vin pe aici. Ia și în partea asta, dar să ce aici și sună ceva, sună ceva. Dar să e sigur că avem noroc sau ceva? Ce căutăm aici? Mă, ce? Mamă, cine sunteți, mă, voi? Ce căutați la mine în casă? Bă, copiilor, bă, unde e mă ăla? Bă, ia vino mă încă, ia vino, bă. Păi stai așa, voi permite să intrați peste mine așa că dormeam? Bă, dar voi nu știți cât de nesimțiți sunteți. Ia, gata, acum ați pura pe voi. Nu mai ieșiți astăzi, mă gândesc, poate nu toată săptămâna. Mă, ce bună, mă, ia taci, mă, din gură, că eu vorbeam. Cum ai? Vezi, atent, cum ați pura pe voi. Nu mai ieșiți toată luna de la voi din cameră. Hai, duceți-vă la voi în cameră și mai aveți voi toată ziua să ieșiți. Stați puțin. Duceți-vă, nu ați auzit. Nu, du-te. Duceți-vă la voi în cameră. Să vorbești. Dar Andrei, tu Andrei, fulmaș. Copile, vezi că tu nu mai ești tot anul din cameră, ca idee. Dar să stai puțin, dar să ia e mama ta, dar să le pe bune, chiar e mama ta, mi-ai făcut cunoștință cu mama ta? Păi nu, ea e mama mea strictă și n-ai iurâtă, arată ca un bărbat. A, bine, nu mai ești, fii atent, următorii 10 ani numai la tine în cameră o să-i petreci și tu du-te la tine în cameră că nu se sfârșească bine nici pentru tine. Hai, Valea, afară de la mine din cameră. Ok, bă, frate, bă, Darusel, unde ești, mă, Darusel, cam ceva, mă, Darusel, nu, că nu se mai poate așa, Darusel, bă, Copii, stai, ia veniți un pic jos, de fapt, haideți să mâncați. Mă, s-a făcut 18:36, bă, Darusel, când a trecut timpul așa repede, bă, frate, bă, ce se întâmplă aici, bă, Darusel, sare pe acolo, bă, frate, stai puțin, deci asta e casa lui Darusel. Darusel, tu... Haide, veniți după mine, haideți, hai să mergem în bucătărie, veniți pe aici, veniți. Darusel, dar tu nu mi-ai spus niciodată că asta e casa ta, Darusel, de ce nu mi-ai dezvăluit până acum și de ce n-ai rămas aici, Darusel? Duceți-vă acolo la masă și vin și eu imediat cu mâncarea și să nu vă atingeți de pizza aia de acolo, că aia mea, n-aveți voi acolo. Ok. Da, mami, da, așa, hai, Darusel, copii, mâncarea e...
Mă copii, unde mi s-a dus toată pizza? Uitați aici, uitați aici că a căzut pe jos, că nu știu, a bătut vântul. Uite că era ușa deschisă, am și închis-o. Eu a bătut. De ce se va acolo și faceți-ne mâncarea? Noi o să stăm aici, vă așteptăm cu mine și o să vorbim, bine? Bine, luați și mâncați. Păi gata, e gata mâncarea. Dar să-l ce? Să-i pulză, ne pulză, să nu mănânci. Dar să nu mănânci, să nu mănânci, pulză. Aruncă-l repede, vină. Pacă-l într-o lap, pacă-l într-o lap, dar să-l pacă-l într-o lap aici. Bacă repede, să nu ne vadă, dar să-l pacă într-o lap. Dar să-l vadă, dar să-l pui, să-l pui. Mă, ce faceți aici la dulap? Ce umbla și v-am zis eu să stați să mâncați. Bine, eu am mâncat, dar eu nu știu ce e cu casa asta. Dar să-l abia mai adus aici. El nu mi-a spus niciodată, eu nu știu cum am ajuns aici, cum a adus. Dar să-l, da, mănâncă și tu, dar să-l, că eu am mâncat, gata. Sau hai, dă-mi porția ta, dar să-l. Mama, Rafaela, de ce e un cartof în dulap? De unde să știu de ce e un cartof în dulap, adică? Ia, deschide un pic gura. A mâncat, nu mai e, gata, am mâncat. Nu prea știu ce să zic. Păi, dar stai. Hai, dar să le mănâncă. Da, n-am cum, stai, n-am, gata, am mâncat. Ai mâncat, dar să le, gata, așa, dar s-a făcut și noapte, dar să le, cât de repede a trecut ziua aceasta, dar stai, spuneți-mi și mie mai multe detalii despre dumneavoastră, sunteți mama lui Darius, el adevărată? Dacă mai întrebi o dată despre mine, nici tu nu o să mai voie să ieși următorul an din cameră, hai, aduceți-vă la culcare, hai amândoi, Valea de aici, aduceți-vă la culcare. Darusele, ce se întâmplă, Darusele, că nu înțeleg ce se întâmplă, Darusele, cine este ea, bă, Darusele, mama ta și eu, de ce am ajuns, de ce trebuie să asist eu la așa ceva, Darusele, unde tu, omule, vină, bă, aolo, bă, Darusele, du-te-mă de aici, auziți, vedeți că Darusele a împuțit toată baia, a făcut acolo, e lac acolo. Lasă-mă să văd ce a făcut. Bă, Dariusele, treci încolo! Mă, eu așa te-am educat, copile, ia vină-mă încă! Ce-l ceartă? Ce-l ceartă, bă, fraierul? Ceartă, bă, fraierul? Uite, uite, fraierul, ia să uite cum ceartă, bă, Dariusele, că mă-l bate! Dariusele, de ce mi-ai spart geamul? Ce aveți cu Dariusele? Da, aplicat-l de acasă și nu mi-a spus. Tu nu vezi că mi-a spart geamul? Ia du-te și tu la culcare, că dacă nu și tu, uite, vezi că ora aia e făcută special pentru tine, pe acolo să-ți vor și tu, hai, culcarea. Bine, gata, mă, frate, bă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, nebună, e, bă, femeia asta, mă, care e faza, bă, chiar e mama lui Dariusele, mie nu vine să cred așa ceva, bă, deci aia nu mi-a spus Dariusele niciodată nimic despre mama lui, deci Dariusele practic stătea fix aici în oraș și bunica lui acolo. A, deci bunica lui practic stă în același oraș. Bă, dar unde e ăsta, mă, frate, chiar a plecat așa, nu-l văd pe nicăieri, dar, bă, dar, frate, nu înțeleg care e faza, bă, dar am înțeles care, ce se întâmplă așa. Ai venit, mă, bă, cum ai apărut, mă, Darusele, iar ai făcut magie, bă, Darusele, dar spune mai multe, bă, Darusele, de ce nu mi-ai spus niciodată despre mama ta cum ești, cum am ajuns aici, Darusele, de ce ai vrut să... Mamă, ce se aude? Copii, ce se aude de aici? De ce nu... Iar a fugit, doamna, l-a speriat. Lăsați-l că e speriat, săracul face infart, o să moară. Nu, lăsați-l în pace, că... Asta e ultima dată când te avertizezi, treci la culcare. Bine, gata, am plecat. Mă, ce se întâmplă, bă, frate, dar de ce eu trebuie să fiu la așa ceva? Cum adică fac eu parte la așa ceva? Bă, nu înțeleg ce se întâmplă aici, deja eu chiar nu mai supăr, bă. Unde e, mă, Darusele, mă, ăsta, că nu mai supăr, frate. Ok, trebuie să fac liniște că a intrat aici în camera ei, să merge pe undeva pe aici. Ok, mamă, deci, mamă, cât acasă avea Darusele, bă, dar nu vine să cred, bă, Darusele, cum a avut atâta casa. Bă, dar chiar mama lui, nu știu, am înțeles de ce a plecat și nu mi-a vrut niciodată, dar... Uite, Rafael, vino. Bă, dar să de ce nu mi-ai spus și... Poți spune și mie mai multe detalii, că n-am înțeles nimic. Poți să-mi spui și mie, te rog? Ok, și am dat, bă, Rafael, mama mea este o nebună și n-a, bă, n-a... Păi, tu stai puțin, dacă mama... Poftim? Păi, mie nu-mi place de mama mea, că e nebună. E urată, uite cum faci, aia spune-mi la gură. Păi, dar să-l, dar cum am ajuns aici și de ce am ajuns? Păi, nu știu, bă, Rafael, dar eu... Bă, dar să-l, tu ai barbă? Cum adică ai barbă? Ia, ridică puțin bărbiasă. Dar să-l, ai barbă? Bă, dar să-l, cum ai crescut? Dar să-l, cum ai crescut? Bă, în ce an suntem? Nu știu, bă, Rafael, dar eu sunt mic, bă, Rafael, nu știu, bă. Stai puțin, dar să-l, mă, stai puțin, bă, să sperăm că nu mai vine. Mamă, dar ce casă aveai? Dar de ce nu mi-ai spus niciodată, dar să-l, despre mama ta și despre familia ta în general? Dar tatăl tău unde este?
Ia, bă, ce mai, bă, ce aici? Bă, cât de tare, mamă, cât de mișto aici. Bă, dar să le vină repede, că vreau să vorbim ceva. Unde? Bă, ce, bă. Dar să-l s-au zis, dar să-l vină repede. Vine, vine, repede. Hai să-l scurim, dar să-l vină, vine repede. Vine repede, dar să-l vină repede. Vine repede, s-au zis ceva, s-au zis ceva. Bă, dar să-l, stai mai aici, stai. Lasă-mi, bă, dar să-l, ce se întâmplă? Spune și mie mai multe detalii. Care e faza? Dar ce nu mi-ai spus niciodată despre familia ta și cum am ajuns aici? Pe fiante la Barafale, mama mea, eu m-am rău, tine, bună, e mama mea strictă. Păi da, și de ce cum am ajuns aici, ca să-mi arăți, sau de ce să-mi arăți despre ea, să-mi spui, sau care-i faza? Pe fiante, nu cream că dacă n-a, dacă beau puținea, mama mea o să fie una mai bună. Dacă bei puținea, că o să ai, bă, dar râsule, da, mi-e mil așa puțin de tine, te înțeleg, că ești și tu mai mici, așa, bă, dar măcar ți-a crescut părul, asta e o chestie bună, pot să zic, dar râsule, bă, da, de, mama ta chiar așa, dar tatăl tău unde este? Păi tatăl meu e plecat în Spania și el face bani pentru mine. Au ceva. Ce, dar să stau mă ascund și aici, îndulap, să-l mă aici, bă, dar să-l, avem loc, n-avem loc, dar să-l, n-avem loc, dar să-l, nu prea avem loc, unde să mă ascund, unde să mă ascund, mă bag aici, dar să-l, nu pot, n-am loc. Rafa, stai tu acolo, că eu, i-am dat viteză. A, e plecat, nu mai nimeni aici, dar să-l ia, mă, bă, mamă, dacă te-am ieșit de casa asta, pe bă, nu-mi vine să cred, dar să-l, mamă, uite ce ai, nu pot să cred că ești trambulina, zis, bă, Rafa, tu ești proful, că te aude. A, ok, hai să urcăm, hai să mai vedem cum ai casă, bă, dar să le prezintă și mie casa. Dar să le vine și prezintă în casa ta, că te aude, dar să-l aude apa, ai sărit în apă ca fraierul și acum se aude, bă, dar să le vină repede, vină repede. Intră, omule, intră, gata. Ha, gata, dar hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. Ah, ok. Hai să ne jucăm. Bă, da, geamul ai spart ca fraierul, dar să le acum trebuie să ne fie frig și pe aici. Bă, da, ai, de unde te-am mingea, ai dat-o aici sus, bă, nu te înțeleg, dar să le... Ia, ok, ok, auzit, dar... Ei, puteți, nu, n-am treabă cu voi, am venit să repar geamul, voi doar băgați-vă la culcare, ok? Bagă-te la culcare, am venit să repar geamul. Ok, gata. Mamă, frate, ok. Mamă s-a făcut și Darcel, dori? Darcel, ești treaz? Darcel, fii atent, că vreau să încerc ceva să fac. Lasă-mă! Gata, bună dimineața, s-a trezit. Vai, v-ați trezit, bine, haideți la bucătărie să vedem ce reușiți să mâncați. Geamul nu l-ați reparat, a stat toată noaptea aici și n-ați reparat geamul. Da, am făcut aici, am vorbit, trebuie să ajungă să repare geamul, o să vină. Mami, uite acolo un vecin, te salută vecinul. A, ce, unde? Ce vecin? A, unde? Copile, ce te faci? Mama, a fost un vis, mamă, ce bine că a fost un vis. Bă, sculoarea, bă, ce faci, mă, ce te uiți la mine, dar să le ce te uite așa la mine? Mamă, fii antenă, afară, fii antenă, hai și cum. Box, dar stai bă la flex și aici, bine? Adică, ce să mă tare să... Nu, am visat și eu urât, da, hai mă să ne jucăm, aici, frumos, mă, dar de ce, mamă, te... Bă, ce ai făcut, mă, ai pus mingea acolo, bă, dar să... Dar n-ajungem noi, cred că trebuie să o chemăm pe mama ta, dar să... Cum ai pus mingea acolo, bă, dacă ne ceartă, bă, dar să-l trebuie să dăm... Dar să-l ajută-mă, Mami, ce faceți? Bună, dar să vă pe meu și tu, cine ești? Eu sunt cum adică cine sunt? Mi-a spus mai devreme numele meu, Rafael. Cum adică cine sunt? Să înțeleg că tu ești prietenul cel mai bun de care îmi zice Darisel într-una. Păi da, am vorbit mai devreme, ați uitat? Cum adică am vorbit? Ce? Ați reparat și geamul, mamă, frumos, dar uitați-vă ce a făcut Darisel.
Uite. Mă, la mine e o trag ce-a făcut prietenul Rafael. Nu, tu ai făcut asta, ești de film. Ție cum ai făcut? Stai, stai, liniștiți, copii. O să vedem, o să dăm noi jos. Vedem cum vine tăcută, dar știu că el ajunge. Nu, stai, bă, stai, stai cu minte că poate spargi becul. Știi ce? Haideți, haideți să mâncați. Darisel. Omule, ai spart. E ok, o să cumpăr eu un alt bec. Haideți la masă. V-am făcut preferatul tot, Darisel, scuze, Rafael, nu știu ce îți place, pentru că nu prea mi-a zis Darisel asta, dar sper că îți place și ție felul lui preferat în care haideți la bucătărie. O, da, Darisele, dă-i ochi, iau tot asta. Bă, ce se... Mă, stați puțin, cred că ăsta e visul, mă, ce se întâmplă aici, mă, frate, stați puțin că intră în univers paralel și Darisel și Mike. Bă, ce se întâmplă, spune-ți? Haide, Rafael! Că nu înțeleg nimic. Alo, aici, în partea cealaltă. Alo, și alo, aici, gata. Haideți la bucătărie. Mă, ce se întâmplă? Bă, Darisel, bă... Haideți la masă, haideți la masă. Gata, mâncăm. Bă, Darisel, mă, da. Acum, scuzați că nu v-am păstrat și voi niște pizza, adică am făcut la din voi, dar v-am făcut... A, ok, ați împărțit feria, wow, ce copii buni, te poftim aici câte un burger la fiecare. O să mă duc până la mine în cameră și da. Bă, Darisel, să puțin, de ce se comportă așa bine acum? Care e faza? Păi nu știu, Barașel, dar fie antenă mi-mi place și fie antenă Barafaile mi-a adus burger! Mă, dar sunt puțin, dar gen, păpure, cum se comportă așa de bine acum? Adică, lasă-mă costumele și astea, Darisel, adică pe bune. Bă, Darisel, dar păpure, bă, cum a funcționat, bă, că nu înțeleg gen, cum, adică gen, ce s-a întâmplat, că n-a funcționat nimic, bă, Darisel, bă, dar poțiunea aia ta, care e faza cu ea, Darisel, oare chiar acum funcționează sau ceva, că vedem că s-a schimbat, nu mai e așa strictă, nu mai face, bă, nu știu. Ce faceți, copii? Ați terminat de mâncat? A fost bun? Da, eu am mâncat, da, sunt gata. Mă bucur că v-a plăcut. Auzi, Darisele, poți să vii repede pe la mine și pe Rafa dacă vrei să nu stai singur. Poți să vii pe la mine că am ceva la muncă pe laptop, dar nu știu ce mi-a să ia, că eu nu înțeleg, poate te descurci tu. Hai, auziți, vreau să vă spun ceva, cred că mai bine mă puneți pe mine, că ăsta e un copil mic, adică credeți că știe, Darisel? Nu știu, poți să încerci și tu dacă știi, nu, eu habar n-am, adică poate vă descurcați voi, veniți amândoi, Darisel, bă, aici e camera mea. Bă, unde te duci, bă, Darisele, vină mă repede că trebuie să facem, să ajutăm, bă, alo? Darisel, dacă vii o să-ți dau 10 burgeri. Ok, deci așa să negociază cu Darisel, am înțeles prin case și prin astea, bine, oricum știam și așa. Uite, ia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 burgeri și vezi că eu mă duc până la baie, revin imediat. Ok, fii antena, bă, Rafael, are Mike-mea contul Fortnite. Cum adică? Are Mike-mea contul Fortnite? Cum adică are Mike-mea contul Fortnite? Cum adică? Nu, i-a pus sus și l-am ascuns, gen, ce-am un coș maker cu toate skill-urile și am shake pe el. Cum să te joci? De ce te-ai jucat? Da, tu n-ai calculator, n-ai nimic, nu, dar să le cum să te joci? Cum ai contul pe laptop, pe mamă ta ala? Hai, oameni, Darisel, mă, ce fac? Ce-ai făcut? Mă, ce era aici? Că nici n-am observat, Darisel. Ce? Am văzut că era cu... Dar ce era? Că nu m-am uitat. Era luată pe frata lui mama și n-a... Ce era, mă, ce era? Ce era? Vază pe frata! Era vază pe frata! Ce bază, mă? Vază! Mă, și acolo ai ce o bursă? Mamă, Darisel, și acum ce facem, bă, Darisel? Acum o super pe bune, Darisel. Ok, acum chiar... Cred că chiar o să-și revină la normal, că nu înțeleg ce a fost până acum. Ce, unde să fug, mă, ce se întâmplă așa, gata, nu, că mă duc să despun, dar nu se poate așa, să vină după tine, ok, gata, ok, așa, voiam să vin și eu până la toaletă, asta este toaleta, nu, aici? Da, aici, mai avem câteva băi prin casă, dar du-te, că oricum, mă întorc la mine acolo. Ok, mamă, frate, ce m-am speriat, nu pot să zic așa ceva despre, dar să nu vreau să-l dau în gât, frate, că deja m-am speriat, dacă mă pun și eu aici puțin la toaletă, bă, vezi, eu stau aici foarte frumos, aolă, bă, frate, ce știi ce aici? Copii, cine mi-a spart faza preferată? Nu, frate, mă, ce trebuie să fac? Ok, nu, cum ai ies? Amândoi acum în fața camerei mele, am ceva de discutat cu voi. Ok, închid aici ușa, hai să mergem pe aici, mă duc tiptil, mă duc aici ca și când sunt în camera, nu fac nimic, mă duc aici, bă, frate, nu știu care, mă, aici e baia, mă, ce se întâmplă, mă, frate, bă, da, unde-i Darisel, bă, Darisel, bă, cred că e în camera prostul ăsta, bă, doamne, bă, prostul, bă, bune, Darisel, nu știu care a făcut, Darisel, nu e aici, bă, unde-i ăsta, mă, frate, că dacă rămân eu pe aici, nu e bine dacă mă prinde pe mine, cred că ăsta a plecat de tot,
mă, nu înțeleg care e faza. Hai că mă duc, mă, cred că trebuie să mă duc. L-ai găsit pe Dariusel cumva? Nu l-am găsit, de ce? Ia, copilul ăsta aici. Dariusel, vino în față la mine la dormitor, nu zice burger. Poftim, stai puțin că nu prea v-am auzit ce a spus. Așteaptă, o să vezi, o să ajung în câteva secunde aici. Dar ce s-a întâmplat? Mamă, mi-a venit, mami, ce vrei? Așa, uite, ia-ți burgerul și acum am ceva de discutat cu voi. Care dintre voi mi-a spart vaza? Ceva? Ceva, ce vaza, mă? Mă, ce are, mă, ăla? Bă, de ce fugi? Mă, copile, ia vină încă. L-a prins, bă, fraie. Unde s-a dus copilul ăla? Mă, tu nu stai aici, așa, ajută-mă să-l caut. Păi asta fac, n-am venit să-l caut. Unde s-a dus copilul ăla, mă? Puteam să-i jur că s-a dus pe aici. Da, cred că s-a dus pe undeva pe aici. Nu știu, cred că a intrat în locul ăsta, pe undeva pe aici. Ia uitați-l unde e, nu e aici. Nu e aici. Bă, ce Doamne iartă, mă, faci doar să-l, tu dai vina pe mine și ai văzut că știi că ai făcut tu. Cum să fac eu așa ceva, tu ai nebunit? Bă, Rafa, nu poate să fie atât, stai. Bă, Rafa, eu acum o să mă sun la bancul, mama! Ce, bă, stai, bă, omule, unde te duci, bă, descreieratule, bă, te poate, dar să le ții bare, bă, tăie, bă, tăie, să... Aaaa, ce-i răi, ia vină, bă, tu ce tu la mine zi? Dă like și comentariu ca să tu, e ca serie, stai, ce-mi place burgerul. Doamne, ce a zis, mă, ăsta n-am înțeles, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că a spus Dariusel. Bă, Dariusele, o să te iert că mi-ai spart vaza, că până la urmă, bă, e întâmplător, toți mai facem accidente, aia e, o să cumpăr alta, dar până atunci, mi-ai luat tu, mersi. Ai cumpărat vaza, Dariusele? Da, vezi ce copil bun am eu, uite, să iei exemplu. Da. Ideea e că eu vreau să vă întreb, bă, voi cum stați cu școala, că chiar sunt curioasă, nu știu. Rafaele, n-a aflat fel de mult. Da, hai, da, îi spunem, normal că îi spunem, păi, da, vă spun eu că Dariusele, uite, place să mănânce burger, stă să mănânce acolo burger, că-l cunoașteți până la urmă dacă sunteți mama lui. Păi da, cu școala cum să stăm, am fost în fiecare zi, hai că da, și da, ne-am descurcat, avem numai note de 10, da, nici n-am mai fost de 7 luni, dar în fine. Și da, a fost super interesant pentru că Dariusele stă în spatele meu, mă cam enervează câteodată, mă mai face așa puțin să râd, dar nu-i problemă, că doamna îl iartă, că are note bune el. Păi și știți că astăzi e gen zi de școală, adică trebuie să mergem la școală, nu? Trebuie să mergem la școală, băi, dar să tu știi. Mamă, bă, Rafael, am uitat, bă, hai să mergem, hai. Da, Dariusele, ia vină, tu ai lăsat mă ușa deschisă la frigider, mă, copilul, ia vină încoa. Stai puțin, dar nu... Dar să mă, gata, nu vine să crezi, stați puțin, că bă, ne-a întrebat să mergem la școală, ne-a zis să mergem la școală și noi ne-am mai fost la școală de când a început școala, am fost de 3 ori pe anul ăsta, bă, frate, nu înțeleg care e faza, mamă, și dacă ne vede femeie, să sperăm totuși că să mergem doar noi, de fapt să nu vină după noi, că dacă vine după noi, oricum noi nu o să mergem acolo, pentru că, adică de fapt o să mergem, frate, că trebuie să mergem până la urmă, că n-am mai fost de mult și nu știu. Bă, gata, bă, ce mă, dar să ne pregătim de școală, stai puțin, deschidați mine, mă, e mai rău decât doar să-l școalii, pe bune, nu înțeleg care e faza cu ei. Pirates on the boat. Bun, copii, sunteți gata să mergem la școală? V-ați pregătit, v-ați luat tot ce aveți nevoie? Da, hai, să mergem! Bă, dar Sele, mă, ce faci, mă, așa? Bă, dar, spuneți-i, vă rog, că mă face de râs, pe bune, vă face și pe dumneavoastră. Dar Sele, uite, ia un burger și nu mai pune alea, pentru că trebuie să ne ducem la școală, ok? Și cred că ar fi o idee mai bună să te și schimbi pijamale, știi ce? Uite, mai adă-i burger și du-te până sus, te schimbi din pijamale, schimbă-te și tu în ceva mai ok. În pijamale? Păi e deja în pijamale. Auziți, da, și cum adică să... Dar putem să mergem și noi singuri la școală, adică nu e o problemă, nu vă faceți griji, noi putem, că e... Adică, de fapt, e aproape școala, că nu știu unde e locația asta, că eu nu știu cum am ajuns sincer aici, dar eu să-l mă adus. Da, e destul de aproape, dar știu că știi să mergi singur. Până la urmă, sunteți copii mari, dar, na, nu știu cât timp o să mai am, adică vreau să petrec fiecare secundă cu voi, așa că pot să vă duc eu la școală astăzi. Ah, ok, am înțeles. Păi, da, ne duceți acolo, ne lăsați în fața porții, că ne Ei, nu, să merg, că vreau să salut și eu pe doamna directoare și... Ok. Bă, Dariusele, ți-am zis să stai jos pijamalele, că nu să te faci de râs, te văd și toți copiii pe acolo, nu o să fie de bine. Ei, nu-mi pas, hai să mergem, hai! Bine, hai să mergem. Bă, dar de ce mi se pare că nu mai e așa strictă, mă, frate? Bine, ori într-un fel e bine, dar voiam să mai rândești așa. Mă, ce, stai puțin, dar, bă, cum conduce, bă, un copil? Auziți, stai puțin, cum conduce, Dariusele? Păi, Dariusele a luat permisul acum 2 ani. Da, și eu cum, eu unde mai urc? A, pe, de ce ți-vă duceți, da,
pa, dar să-l du-te la școală, eu stau aici, mă duc să mă joc, ok, gata. Nu, frate, bă, nu, că trebuie să mă duc, vreau și să mă duc, că nu înțeleg, bă, nu, nu vreau să las pe Darusel la greu, sincer, că o să fie cam nașpa, pentru că Darusel n-a mai fost la școală și chiar sunt curios care e faza. Așteptați-mă și pe mine, bă, Darusel, așteaptă. A, fraiere, fraiere, m-am dus în față, m-am dus în față. Mă, tu așa vorbiți cu copilul meu? E, las că vezi tu când a ajuns acasă. Nu, nu, stai puțin, cum adică, da, hai să mergem la școală, dar să mai repede, omule, Darusel, bă, dar nu știi să mergi cu mașina asta două, bă, Darusel, ești fraier de tot, ce să mai adică. Mă, parcă ți-am zis ceva, ia ta și vezi pe unde mergi acolo, că poate faci și accident, Doamne ferește. Gata, Doamne ferește, Doamne ferește, tasă la Darusel, că poate el face mai repede, nici știe să meargă cu golful ăsta de mașină, adică, pe bune, aia nici... Mă, la ție nu-ți așa un pic rușine, mă, tu chiar așa ne simțit, poți să fii? Nu, 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 gata, gata, nu mai spun nimic, tar, mă, frate, nu, că familia asta e nebună, deci am înțeles de ce Darusel așa de nebun, chiar am de să-mi știți misterul, chiar, bă, da, faza e că noi trebuie să mergem acum la școală și n-am mai fost de foarte mult timp, frate, nu înțeleg cum o să reacționeze profesoara, să spun că nu o să vină. Gata, puteți să o duceți acum, ne-am ajuns, puteți să o duceți acasă cu mașina, noi venim cu motocicleta. Da, stai, stai, că mi-a spus să-l ușiu pe doamna directoare și, na, poți să mă duci tu, Darusel, la biroul ei, te rog, că nu prea știu unde e și... Păi da, doamna directoare, pe Darusel, nu parcă doamna directoare a spus că o să fie în vacanță o săptămână? Da, nu prea cred, pentru că mi-a dat mesaj că mă așteaptă la școală, așa că... Cum adică, pe Darusel, e grav, înseamnă că noi n-am mai fost de foarte mult timp, Darusel, pe toate... Darusel, ce facem acum? Nu știu, hai să mergem, hai! Hai să mergem, să vedem ce-o fi, frate, mă, dar hai să ne oprim și noi aici! Nu știu, mă! Mă, mă, ce faci? Mă, vorbești? Mă, ce faci? Bă, dar nu prea să... nu s-aude, ia să vine, vine aici la ușă, să vedem dacă s-aude ceva. Ia, 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 vine, 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 vine. Bă, dar nu aud. Nu vorbește nimeni. Bă, dar să te aud ceva? Darusel, hai că încerc să deschid. Încerc să deschid ușa să nu se vadă nimic. Hai să vedem, gata, gata. Bă, dar nu vorbește nimeni, dar ce se întâmplă aici? Mă, vorbesc prin semn. Ce faci, omule, pe ne simțit? Mă, tași, mă, Darusel, bă, ai mai răbdare, nu te mai juca așa, hai să ascultăm sau... Unde... Poți să nu te-am văzut că s-au zis... S-au zis ceva, nu mai... Ah, pe bune, păi și mie mi-am zis că au numai note de 10, că nu știu ce... Mă, nu vine să cred așa ceva, matică! 3 minute! 7 luni? Chiar așa? Termină, omule! Chiar îmi cer scuze că s-au întâmplat acestea? Te ia pe tine, păcat, omule! Gata! Bune! Gata, am sens, omule! Bă, gata! Îmi cer scuze că n-am făcut așa și o să mă asigur eu că... Nu m-au auzit? Nu m-au auzit? Bă, termină! Mă, ce faceți, mă, copii aici? Asta-ți puțin, ieșiți afară, ieși afară din birou, afară, te rog, și avem ceva de discutat, așteptați-mă aici. Bă, frate, nu înțeleg, bă, mai am puțin și mor, bă, nu înțeleg care e faza, mă, ce se întâmplă, unde e, mă, ăsta, că deja mă enervează, frate, adică, bă, dar să le vină, mă, jos înapoi, unde te-ai dus, dar să le unde-i, mă, te ascult. Să aveți o zi bună, să aveți o zi bună, să o salutez pe Gigi din partea mea, ok, ok, copii? Da, a plecat Darusel, nu mai e aici. Darusel, vino, să-ți dau burger. A plecat, nu... Unde burger? Uite burger, dar înainte să ți-l dau, puteți să-mi spune și mie de ce doamna directoare mi-a zis că n-ați mai venit de 7 luni la școală? 7 luni? Păi, dar școala nici n-a început de 7 luni școală, cum adică? Mi-a zis că nu v-am mai văzut de vreo 7 luni pe aici. Stai puțin, că dacă facem un calcul din septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie... Dar ea nu mai face tu pe deșteptul, că dacă erai deștept, poate veneai și tu la școală. A zis că nu v-am mai văzut aici de 7 luni și că e foarte spălată pe voi. Amândoi sunteți în stare de repetență și a zis că nu se termine bine pentru niciunul dintre voi. Ce, cum adică? Cum adică? Nu mi-am fost mereu la școală, uitați că e profesora, că... Adică, nu e nimeni, Darusel, burger! Darusel, nu te acolo, eu nu te acolo, nu te acolo, bună ziua, ne bucurăm că am revenit la școală. Nu e nimeni, ok, puteți să vă întoarceți un pic la tablă, că gen, uitați-vă un pic, aici un calc. În primul rând, Darusel, știi că tu ce faci tu acum? Pune tot numele familiei, efectiv, ne faci de rușine pe toți. De la fel chiar nu-mi pasă, sincer, adică chiar nu contează, dar tu pe mine, de tine mă interesează. Tu știi că am pus tot efortul ăsta să te cresc, să te fac deștept și tu așa faci? Da, nu, că din Rafael mă pus să mă plătește. Auziți, dar stați puțin, dar e și profesoara aici, adică am intrat într-o clasă, noi trebuie să stăm aici, să lecturăm, să citim, să
învățăm, adică nu trebuie să facem gălăgie. Voi observați că sunteți singurii, pentru că toată școala s-a terminat. Eu acum am venit special pentru că toate profesoarele și doamna directoare se plâng de voi pentru că nu... Bună dimineața, stați așa, dumneavoastră, sunteți mama lor. Da, eu sunt mama lor și știu, mi-a zis acum doamna directoare, îmi cer foarte scuze pentru amândoi și promit că nu se vă mai repeta, o să înveți eu o lecție foarte importantă amândoi când ajung acasă. Scuzați-mă, băiatul ăsta așa mai ciudat, el e adoptat, dar gen... Tot ce sunt ciudat? Ok, o să mă asigur eu că învaț amândoi lecția și o să mă asigur eu, vă promit că nu se va mai întâmpla. Ok, da, acum eu am venit la școală, bă, dar să le uite că nu mai... Uitați-vă puțin ce face Darusel, să vă spun și vă, că dumneavoastră nu știți, veniți puțin, uitați-vă la mine. Deci Darusel, uitați-vă ce și-a pus el și-a aliniat asta cu colegul de bancă aici, ca să stea să vorbească cu el, să râdă toată ora, să deranjeze pe doamna. A, oricum a zis doamna că voi o să stați în banca din față și o să stați unul aici și unul acolo, da, așa că nu prea... Întrebați-vă puțin pe doamna, să zic că am mare dreptate, adică întrebați-vă, pe bune, întrebați-vă, să zic că am dreptate, mă, Darusel, băi, nu simți pe bune, adică nu se întâmplă așa ceva. Iar am dreptate. Da, mi-a zis că așa se întâmplă și a zis că o să stai chiar aici în fața catedrei, Darusel. Auzi, Darusel, fraiere. Păi stai puțin, tu mă iei așa de proastă, tu așa de proastă, mă, Chris, cum se vorbește așa despre copilul meu? Cum adică, ce vorbi de Darusel? N-am vorbit nimic, dacă așa te... În cazul în care te interesează, poate vrei să aduc aminte că anul trecut tu ai avut media 4 și el a avut media 4.50. Dar stai... Mă, noi ne cunoșteam anul trecut măcar? Da, gen anul, da, că a trecut 2023. Ia, stați un pic, o să vorbesc eu cu doamna profesoară. Mă, Darusel, bă, tu răutăți în situație, de ce ai zis să vină aici sus, Darusele, putea să nu mai vină, ce... Darusele, vezi că tu o să stai aici în banca din față cu doamna profesoară și tu, Rafael, o să stai aici în partea asta ca să nu stai lângă el și o să vină câte supraveghetor în primele zile ca să vă asigure că niciunul dintre voi nu face ceva. Ok, pe și acum ce facem la școală? Facem ceva sau plecăm acasă? Trebuie să stați aici până mâine, adică să nu ieșiți din clasă, pentru că doamna profesoară trebuie să recupereze cu voi tot ce ați pierdut în astea 7 ani. Eu o să mă duc acasă. Pa, pa! Darusel, auziți? Mă, Rafaele, ce faci aici? Cum ai ajuns așa repede? Cum ai reușit să... Ok, știi ce? Nu, asta e important. Unde e copilul meu? Nu mă interesează ce ai tu de spus, pentru că nu prea aveam ce învăța de la tine. Unde e copilul meu? Nu mă interesează. Unde e copilul meu? Zi acum. Lăsați-mă să vă spun unde e. Zi unde e copilul meu. Ok, zi unde e. Ok, asta e faptul că gen... nu se mai află aici motoreta, nu? Așa, da? Păi da, pentru că motoreta... A, dar chiar motorita, urcă mașina păi acum. Păi da, asta încerc să vă explic de ce mă rog pe mine că sunt eu aici afară. Adică, pe bune, dar să-l plec așa, am fugit după el, repede a sărit cap terminat. E prost, mă, nu înțeleg care e faza cu el, gen așa. Mă, tu iară vorbești prostii de copilul meu, de câte ori ți-am zis că poate vrei să te și dau afară din casă. Cred că a uitat că Darusel că am vândut casa și nu mai aveți unde să stați. Dar știi cum adică am vândut casa? Cum adică am vândut casa? De ce am vândut casa? Păi credem că știi, mi-a zis el contul lui de ceva, nu știu, joc și a vândut și a luat ceva, da, vrei să vă spun ceva? Darusel are un cont, deci a băgat pe laptopul dumneavoastră, a băgat un cont de Fortnite în care și-a instalat niște lucruri. Mamă, tu iar vorbiți prostii de copilul meu, ia lasă-mă în pace. În primul rând, stai puțin. Și voi, cum ați ajuns așa repede, Darusel? Cum a reușit să plece așa repede de acasă? Dar de ce nu vreți să mă ascultați? De ce credeți că v-a spart Darusel vaza ieri? Dacă l-ați lăsat la laptop, el mi-a arătat contul. Nu mă interesează, nu mai vorbi prostii de copilul meu, că te dau afară. Unde s-a dus și cum a ieșit așa repede din școală? Păi a sărit geamul. Ce? A sărit pe geam? Nu! Copilul meu! Darusele! Doamne, tomule, bă, ăla e prost, mă, dar e prost pe bun. Eu v-am spus, dar dacă n-aveți, dacă e, nu știu, trebuie să-l duceți undeva, nu știu, să, nu înțeleg ce se întâmplă, dar e prostănac, adică de fel așa. M-auziți cumva? Alo, m-auziți? Băgați-mă, alo, m-auziți? M-auziți? Alo, Doamne, nici nu mai bag în seama. Bă, trăiesc cu nebunii aici. De ce am ajuns într-o casă de nebuni? Nu știu cum am ajuns, dar să le-a dat el cu poțiunea aia pe mine. Nici măcar nu am știut exact ce face. Și uitați-vă unde m-a adus. La mama strictă, de m-a adus la mama lui. Eu gen... Ce mai rău cu mari din lume? Nu înțeleg cum am ajuns aici, frate. Nu înțeleg ce se întâmplă. Și dar să nu știu unde a plecat, bă, frate. Nu mai înțeleg absolut nimic, frate. Deja m-am supărat. Nu mai am ce să mai fac. Mă pun acum să dor foarte frumos. Ce faceți aici? Alo? Ce sunt...
Doamne, bă, îmi spune și mie în ce lume trăiesc? Bă, frate, dar pe bune, unde-i mă ăsta, mă, trebuie să-l sun la telefon, că deja nu se mai poate, unde s-a ascuns, unde a plecat, o fi în casă sau ceva, hai, că l-aștept să răspund acum, să vedem, mă, ce sau, mă, sau burger, bă, dar se, alo, mi-a răspuns, bă, Rafa, ce faci, bă, Rafa, fii antenă, ce vrei? Unde ești, dar să le iar mănânci burger, bă, unde ești, mă, dar să ieși la restaurant, la diner sau unde ești? Nu, bă, Rafa, stai că vin la tine, hai, Bă, nu mai se pare că vine după tine, dar să le, bă, știi ce? Super, ce? Ai să zi mă dat de selfie, tu ai fost la ăla? Vino să-l vadă ca să iasă, să nu vină, să vină. Închide. Stai aici. Spune dacă vezi ceva, am văzut, e acolo, băi, acolo, dar... Bă, ce faci, mă, omule, bă, dar Răsile, tu chiar așa te joci cu focul, pe bune? Da, bă, Rafa, e tahingură, ia, lasă să plece și ne ducem după jos ca să-mi arăți acolo ce tot face, tot ce... Că am ciudat, un calculator, un setup de gaming, păi cred că o să-l vând dacă Darius-l a fugit, adică nu cred că o să-l las aici. Bă, stai, nu știu, ce, e capcană, taci, nu mai deschide asta, Darius-le, că te aude, nu, lasă să plece, Darius-le, ca să-mi arăți mic, nici n-am văzut, ai calculator aici, cam un setup de gaming. Un fond de Fortnite? Hai să-l șterg. În momentul ăsta unde-i Darusel? Pentru că am instalat un software pe calculator și știu că e aici. Ce, mă credeți așa proastă? Credeți că nu știam să folosesc ăla? Nu, spune-mi acum unde-i Darusel, că dacă nu, o să iei tu pedeapsa pentru amândoi. Darusel e aici, uite-l, ieși și vezi repede, uite, fuge. Darusel, nu fuge, o să fie rău pentru tine, L-ați văzut, da? Ok, bă, frate, nu, îmi pare rău că am făcut asta, n-am vrut să fac asta, dar deja m-am speriat prea rău. Bă, nu înțeleg ce se întâmplă, bă, unde s-a dus? Darusel, vine repede în cameră, Darusel, pune-te cătorul, ca să crede, Darusel, vine repede în cameră, să crede cătorul. Nu, că trebuie să mă ascund, că vine aici. Ok, a intrat în cameră, bă, dar nu știu ce să fac. Darusel, vine repede, bă, Darusel, da, a intrat deja în cameră, omule, unde ai plecat, Darusel, mă, nu înțeleg ce face ăsta așa. Bună ziua. Ce? Bă, de ce e tot așa de ciudat, frate? Nu înțeleg. Hai că eu mă pun la mine în cameră. Mă pun foarte frumos aici, mă duc în cameră să stau să mă joc. Darusel, nu știu sincer unde a plecat. Bă, dar e prost, pe bune, Darusel, nu știu, bă, chiar e prost. Nu înțeleg care e faza cu Darusel, dar e prost, pe bune, adică... Bă, Rafaele, ai pus încărcătorul la 3? Poftim? Ai pus încărcătorul la 3? Adică încărcătorul la 3. Ai că ești prost, lasă-mă în pace, mă, o să caut singură. Mă, bă, ce se întâmplă, mă, aici, Doamne, stai, cam bine că n-am văzut că am lăsat ăsta aici, ok, mă, dar frate, unde e, bă, Darusel, că nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, nu mai suport, bă, nu înțeleg care e faza, nu înțeleg unde mă aflu, nu înțeleg absolut nimic. Vreau să-mi spuneți voi acolo, drept în comentarii, ce crede, bă, frate, nu știu, că vreau să scap de aici, dar nu înțeleg de ce tot stau aici, că eu pot să plec acasă, hai că mă duc acum repede la mine acasă, bună, ok, cred că pot să fac, nu mi-a zis nimic, cred că mă duc acasă, mă duc repede acasă, de ce mai stau eu aici, că nu înțeleg. Bună ziua. Hai că vin și eu cu tine, că și eu mă îndrept în direcția aia de... Hai să vedem unde poate domnul Darusel. Poftim, eu vreau să mă duc la baie, vreau să mă duc la baie. Aici era baia, nu? Aici, în partea asta era. Ok, bine, da. Hai că te aștept aici, hai că te aștept. Ok, bine, am înțeles. La revedere, da. Dar nu, parcă avem o baie și jos, nu? Da. Știu că era baia. Hai că vin și eu. Da, știu că era baia preferată a lui Darius. Uite, mamă, ce mișto dulapul ăsta pe aici. Interesant pare dulapul ăsta. Dulap, interesant. Da, aici. Dar ce e ăsta? Am auzit cumva de Darusel? Da, unde baia de jos? Mamă, tu cumva ai încercat să fugi? Ia vină, mă, că știi ceva, avem baie și sus. Păi da, dar numai, că deja am făcut pe mine. Hai, du-te la culcare, nu, hai, pe aici sunt paturile, du-te la culcare. Gata, noapte bună. Am zis, du-te la culcare, du-te la culcare. La revedere, gata, cum am pus să torn, dar lăsați-mi, dar ce aveți cu mine, așa, ok, bă, unde ești, vină repede, Darusel, vină să crea, dorm aici, Darusel, vină, bă, omule, tu dormi, bă, de ce nu vorbești, Darusel, bă, lasă-mă așa. Acum pun și aici, lasă-mi, doamne. Mă, ce faci, omule? Bă, Darusel, așa, în somă, pe bune, gata, omule, gata, alo, s-a făcut...
Poți să-mi spui de ce nu ești în pat? Știam eu că vorbești prostii despre copilul meu. Uite, vezi? El doarme. Tu stai aici, știi ce? Ia, marș pe geam, că nu merit să fii în casă. Ia, pe geam. Afară. De ce da să-mi dau răsele? Uite, vă fotografie și vă trimit la... Ok, da. Ce fai, mă, dar răsele? Ești bine? Unde ai fost, dar răsele? Ai dormit toată ziua? Știi că ai dormit, dar răsele toată ziua? Ia, urcă-te tu un pic acolo. Am zis, urcă-te un pic acolo pe geam. Lasă aia, urcă-te acolo. Ok, v-am fotografiat 1-2. Da? Bună ziua, vreau să reclam și eu aici protecția copii. Mă, ce faci, Tarasel? Nu ești în partea mea, Tarasel? Mă, ce faci? Omule, Tarasel, mă, ce ai? De ce? Bă, dar stai sigur, Tarasel, că parcă nu vorbește. Mă, ce faci? Ia, Barafa! Mă, burger! A, Barafa, ce faci? Mă, ce faci, mă, Tarasel? De ce nu vorbești? Păi nu știu, Barafa, aveam burger în gură. A, Tarasel, bă, auzi, Tarasel, da, mama ta te căuta atât de mult timp și tu chiar erai aici, dormeai, dar nu te-am văzut niciunul dintre noi. Ce ai zis despre mama ta, Tarasel? Ia vino, mâncă! Hai, bă, dar să le dăm mingea asta, fii atent, primul la trei, bă, dar știi să te joci, dar să le iau, bă, știi să te joci, m-am zis, păi, dai-te pe lângă, dar să le, bă, joacă-mă calul meu, omule, hai să dăm mingea asta unde trebuie aici, fii atent, să-l răsare, 3, 2, 1, așa, hai, 1-0 pentru mine, 1-0, hai, 2, hai, 1, a doua, aram doar un, 2, 3, 3, mă, ai, 1-1, bă, dar să fii atent, e runda decisivă acum, fii atent, dar să le, 3, și fii atent că după asta vreau să zic ceva, bă, dar să le, hai, că e ultima rundă, că vreau să am ceva important să zic. Ai dat-o pe de sub, dar să ne-am câștigat. Gata, mă, dar să ies la... Acum la caca, mă, la faine, așa ce faci? Ce, mă, dar să le, mă, ești nebun? Am bunda la caca! Da, ok, dar să le, gata, dar să le, dar poți să nu mai mănânci burger ăștia, că vreau și să vorbesc cu un om normal, nu cu un burger, dar să le, că dacă aș vrea să vorbesc cu un burger, în primul rând, burgerul nu vorbește acum, bă, dar să le, unde ești biscuiți, ai, doamne, dar să le, câte chestii mai, mă, frate, unde le-ai furat pasteța, da, maică ta? Da, și fii antenu, te mai am și ăsta. Păi da, mă, dar să le, dar nu mai mânca, vorbește, mă, calul meu, omule, că eu vreau să stai pe tine, pe dar să le, nu vreau să-l au pe dar să le mâncă, ce-o, adică, pe bune, vreau să vorbesc cum trebuie, omule. Așa, dar să le, fii atent, bă, astăzi, dar să le, mai știi că ieri parcă, dacă mi-aduc eu aminte bine, ieri, parcă nu mai știu exact, parcă ieri, dar să le, mai câte atât cam alergat, că e spart faza, nu-i așa? Și ce vrei? Păi știi care e faza, dar să le, mie mi-a cam plăcut așa cum te ascundeai tu și nu știu, mi-a venit așa un chip de față ascunsele, vrei să mergi la față ascunsele să ne jucăm? Da, Barafa, le-și fie astea, nu vreau să ne jucăm! Stai puțin, cum adică, stai puțin, vrei să ieși pe maică ta, stai puțin, ca să aveam să zic eu, dar să le, că poate vrei să iei pe maică ta, dar mă, tu chiar vrei, gen, pe bune să vii cu maică ta, chiar îți dorești asta? Barafa, normal, cum nu, Barafa, le-ai nebun la cap, ia, stai să vedea, cioc, ia, creierul gol, Barafale. Ok, dar să le, am înțeles, deci nu vrei, tu, hai mă că mergem, dar să le, hai mă că o să fie mișto, bă, dar chiar sunt curios, bă, fii atent, o să punem să ne caute mereu, da, hai, dar să le, hai să mergem acolo. Hai, nu-ți e rușine, nu-ți e rușine, mă, că o să iei peste. Bă, mă, știu ce că o zice, ieșiți, mă, că sunt la baie, mă, nu vă e rușine, ieșiți, hai, afară și tu, Rafael, afară cu tine, afară, nu mă interesează. O să rămână, auziți, stați puțin, scuzați-ne de deranj, cioc, pute, alo, o să rămână, mă, ce fac, mă, dar o să rămân, ce fac. Mă, dar nu-ți e, mă, rușine să intri peste, mă, tă la baie, mă, ia, vino, mă, încoa, ia, vino, mă. Stai, cum adică, bă, aha. Ok, stai așa, că fac acum pe tine, stai așa. Ok, dar în serio, nu, cred că familia asta e o familie prea, adică oricum se știa că e o familie nebună, bă, dar în serio, stai un puțin, mă, cum ai sări, mă, bă, dar în serio, bă, dar stai puțin, dar ție capul ăsta, gen, părul ăsta, dar cum ți-a apărut, dar în serio, eu nu înțeleg cum ți-ai schimbat așa, cum ți-a apărut și păr, ce s-a întâmplat, dar în serio? Fiantele, eu când eram mic, așa aveam părul meu când eram mic. Păi da, dar în serio, și dintr-o dată când am ajuns aici în casă, ți s-a schimbat părul, când s-a făcut asta, mă, dar mai are, o dată, alo, să rămână, alo, sunteți gata că vrei să vorbim ceva cu dumneavoastră, alo? Încă puțin că bă. Nu mai deschide, bă, dar să le, gata, termină, omule, că deja, bă, dar să nu mai am chef de nimic, dă și mie, că mă omori, omule, dă și mie mâncare, dăm burger, așa, dar să le, dăm și mie, așa, dăm să mănânc, că am nevoie, dar să le, sunt flămând, da, putea mai vine o dată sau ce facem, dar să le, că așa mergem singur. Așa, copii, zice,
ce CV și dar stele, vezi că nu mai ești vreo un an din casă pentru că a intrat peste mine la baie și ești peresit. A, încă a, ceva, nu mai ai voie să mănânci burger pentru o săptămână. Așa, zic, care-i faza? Zic mai repede. Noi voiam să ne jucăm față de ascunsurile și să vă luăm cu, pe, să vă jucați cu noi, dacă doriți, pentru că avem un loc super frumos. Mă, glumești cu mine, lasă-mă, mă, cu vați ascunse la tău, că n-am niciun chef, lasă-mă în pace. Auzi, nu, nu, că se câștigă bani, se câștigă bani, se câștigă bani. Alo, centru de adopție, dar vreau și eu să las doi copii. Nimic, stai așa, stai. Am spus că se câștigă bani, auziți? Alo, am spus că se câștigă bani. Stai, bani, revin imediat, revin. Stai puțin, bani? Păi, da. Ce așa amuzant? E real, nu glumim. Nu glumește nimeni. Dar Darasel, bă, omule, ce glumă bună, bani la față ascunse, la Doamne. Am nevoie de o gură de aer. Darasel, arată-i tu câți bani ai făcut. Uitați-vă puțin, uitați-vă câți bani ai făcut, Darasel, la față ascunse, la alo, dumneavoastră. Bă, dar bă, mai puțin. Gata, mă, Darasel, în sfârșit, ia uite cu cine suntem noi aici. Ați venit în sfârșit, nu-i așa? Da, am venit, vreau să văd, deși ating că dacă nu câștig bani, nu mai vă dau afară din casă și nu mai aveți, deci nu mă interesează nici bani, vă dau și lui Darasel, vezi că nu-ți mai gătesc burger de aia preferat să te niciodată, așa că... Ok, fiți atenți, intrați aici, veniți după noi, bă, de ce ai dat starting stand? Că trebuia să vadă și ea câte hărți sunt și toate astea, mă, dar... Am picat piciorul, acolo nu aveți treabă, acolo nu se întâmplă nimic, este lobby-ul, acolo nu se întâmplă absolut nimic. Dumneavoastră trebuie să stați necă... Ce e ăla? Da, trebuie să stați să... Bă, dar să nu mai facem așa, trebuie să stați să ne căutați pe noi, noi o să ne ascundem, sunt mai multe hărți aici, asta este prima hartă unde noi o să ne ascundem și câștigătorul practic, dacă dumneavoastră practic o să câștigați mai multe de-astea cum ar veni, o să ne găsiți de mai multe ori, practic o să câștigați banii aceia, o să câștigați tot. Aolo, în ce m-am băgat, da și voi un like pentru mama strictă, un like egal o mamă strictă mai fericită. O mamă strictă mai fericită? Păi deasupra sunt, de ce nu sunt desfericită, adică pe bune, e bine că a zis totuși că sunteți o mamă strictă, ați recunoscut treaba asta, adică Paune, ok, ai auzit, mă, Darasele? Da, bă, Rafale! Zic, acum vine 3, 2, 1, Darasele! Eu m-am ascuns, ia să vedem unde se află. Mamă, unde sunt aici? Unde ce? Uitați, ce se duce foarte frumos în partea asta, ok, vedem că s-a dus în partea aia. Da, și credeți că vreau să vă întreb ceva, dumneavoastră v-ați jucat în copilărie față ascunsele? M-am jucat zi cu prieteni imaginari pentru că nu prea am avut prieteni când am crescut, dar gen... Să vedeți, se trasă. Da, și da. Și eu... Mă, ce? Ce doamne, l-ați găsit pe Darasel? Ok, Rafaele, o să am de vorbit cu tine după ce plecăm de aici. De ce? Ce s-a întâmplat? Că nu v-am mai auzit ce s-a întâmplat. Ce faci? Fii atent, fii aparte, că nu văd, omule, tata, bă, dar pleacă, mă, de aici, de... că trebuie să plec eu repede de aici, că ești un fraier, bă, dar eu se leamă, pe bune, mă, nervezi la culme, dar eu se legat, omule, băi, ești cel mai enervant om din lume, mă, dar eu se le, n-am ce să zic. Da, acum înțelegi cu ce trebuie să mă confrunt eu pentru... câțiva ani? Da. Cine da, ești, mă, tu, mă, Rafaele? Ia vino, mă, încă! Ia că te-am văzut, ia, păi, cum adică, stai că te-am văzut, ai pierdut, cum adică? M-ați văzut, m-am teleportat, nu vă mai găsit, nu mă mai găsit. Ultimul, păi, dar te-am găsit deja, ai pierdut, cum adică? Unde m-ați găsit, că eu nu m-ați găsit? Ce sunt, mă, jocurile astea? Păi, dar stai puțin, că eu când eram de vârsta ta, nu, eram altfel, nu era așa. Păi trebuie să mă prinde, să dați în mine, trebuie să faci ceva, nu trebuie să stați așa, adică ce voi... Să dau în tine, vrei să vină poliția că am dat în copii. Păi da, oricum, asta nu e de parcă nu o faceți cu Darasel, adică, pe bune, și cu mine ați dat, de fapt, și nu sunteți mama mea. Păi da, dar stai puțin, că Darasel e copilul meu și când am dat eu dată în tine, că nu crești și Darasel, cum adică, de ce zbori? Mă, Darasel, nu putem să jucăm pe bune, Darasel, că deja mi-e tot cheful, pe bune, am venit aici să ne jucăm ca lume, știi ce faci? Da, nu, eu, frate, e mine bună, mama. Asta nu știu, bără afară. Pe vorbe, lasă, Darasel, că data viitoare Mă, Darasel, o faci pe mama ta nebună. Bine, o să am și cu tine de discutat când ieșim de aici. Ok, nu-mi pasă, ia-mi duce la caca. Ok, bine, Darasel, n-o să-ți mai cățesc burger pentru un an. Nu mai voi să mănânci burger pentru un an. Dacă ești fraier, Darasel, ce să mai ești fraier, Darasel, adică, pe bune, ești fraier. Păi, dacă ești fraier, de tot, adică, pe bune. Nu știu, dumneavoastră, ce părere aveți așa de Darasel în general?
mă, nu știu, cred că n-am sunat la centru de adopție mai devreme. A, da, puteți să spuneți o chestie reală, totuși, adică eu regret totuși că m-am implicat așa cu el, sincer, pentru că mă cam enervează totuși și cam prost în achil așa de fel, dar totuși e prietenul meu într-un final și cam asta e treaba, știi ce zic? Adică e amuzant într-un fel, dar e foarte enervant, nu știu, e foarte obositor băiatul ăsta. Gata, acum sunt la a doua hartă. Din păcate am murit. Bă, Darius, bă, stai puțin, Darius, Elie, Rafaele. Bă, unde sunt banii? Că v-am găsit pe amândoi. Păi da, nu e gata, trebuie să sunt atâtea runde. Mai sunt 6 hărți pe lângă prima hartă. Mai sunt vreo 5, ceva de genul. Mamă, deci dacă nu primești cel puțin triplu cât salariul pe care îl câștig la muncă, nu mai aveți ce discuta cu mine. Ok, mamă, ce iubesc, mami. Iar ai venit după mine. Nu e locul tău, e locul meu. Ai venit după mine a doua oară. Ia stai tu acolo, Darusele, vrei să te scot de aici, vrei să vorbesc cu oamenii ăștia să te dea afară de aici, dacă mai faci așa, Darusele, să scoată toate chestiile astea de la aici, Darusele, să nu se interzică de chestiile astea, Darusele, pe de ce faci? Bă, dar vezi că vine, fete, vine aici, bă, tu nu mai da, vino, fete, vine aici, repede, aici, intră repede, omule, mă, uite-i dus, bă, Darusele, bă, ajut chiar așa, fino, așa, bravo, măcar asta a fost bine că l-ai folosit acum. Stai puțin, nu te mai mișca. Hai să stai așa, în partea asta și stăm așa aici, da? Așa stăm, Darusele, da? Da, mă, Rafa, abundă la caca! Dar nu te mai duce sus, omule, stai! Doamne, dar de fapt și ceva, ai pleacă de aici. Bă, Darusele, dar în tot acest timp, în toate astea, mai cine ai venit aici ca să mă enervezi tu pe mine, să nu facem totul bine, să iasă cum trebuie. Bă, dar unde s-a dus, mă, maică ta? Bă, nu știu. Mai sunteți, ne mai auziți? Unde sunteți? Da, stai puțin, că nu, chiar n-am nicio idee pe unde sunteți, Darusele, ce faci acolo? L-ați găsit pe Darusel cumva? L-ați găsit? Da, uiteți. Rafaele, cum adică zbori? Bă, stai puțin aici, eu nu m-am înscris pentru asta. Mă, cum adică Rafael? Că eu las după Darusel, cum adică Rafael? Păi da, te-am văzut pe tine zburând. Da, bă, Rafaele, aie! Cum adică ați uitat ce fiul aveți? Ați uitat fiul dumneavoastră? Nu-l mai cunoașteți pe Darusel? Mă, copii, pe unde sunteți, mă? Bune, eu nu m-am înscris pentru asta. Băi, zburați pe aici, mi se închid ochii la random, nu știu ce se întâmplă. Dar nu zboară nimeni, tocmai ce v-am spus, că eu n-am zburat, am rămas în locul unde eram, erați după Darusel și cum adică zici, ați vorbit de Darusel, după a zis de mine, ce înseamnă asta? Adică tu mă faci pe mine schizofrenică? Nu, n-am zis asta, când n-am zis asta? Păi și atunci ce se referi, că nu, eu l-am văzut pe Darusel zburând, dacă l-am văzut pe Darusel zburând, Darusel a zburat. Păi da, așa înseamnă mine mai devreme și acum ce zburat. Mă, unde puteți să... Ce faceți acolo? O, nu! Haideți, dragi! De ce nu mai văd nimic? Bă, ce se întâmplă? Nu mai văd nimic! Aha! Ce faci, Darusel? Bă, gata, nu mai da pe bune, gata, nu mai folosit asta, omule, bă, gata, Darusel, o singură să nu mă, Darusel, nu trișăm aici, nu mai trișăm, omule, odată, gata, termină, că apare peste tot, Darusel, mă, nu mai trișăm. Bă, Darusel, fiecare săgeată pe care o folosești, egal încă 10 burgeri pe care nu mai voi să mănânci. De data aceasta, pentru că nu ne-ați găsit acum la doua unde este unul la unul și am decis eu cu Darusel că la această rândă să vă ascundeți dumneavoastră, iar noi să vă căutăm. Ce părere aveți? A, în sfârșit, nu știți cât de bună să-l ascuns. Nu știți de câte ori l-am spionat pe Darusel când... nimic. Ok. L-a spionat că ce? Când ce? Când era la școală? Când nu se ducea la școală sau când? A, păi de unde crezi că știu că se joacă Fortnite în fiecare zi și mănâncă burger? De unde crezi că știu că îmi lipsesc atâția bani de pe card și de a folosit el pentru V-Bucks? Ce? Mami, nu! Rafaele, Darusele, eu existam înainte, când stăteai tu cu maică ta, eu existam înainte, da, Darusele, dai vina pe mine, tu nu știi chiar ce dă trecut, Darusele, nu de acum? A, pe fiante mea, Rafaele, tai mama sau nu? Omule, bă, Darusele, bă, dar nu te înțeleg, mă, omule, bă, Darusele, ești ciudat așa de... Da, normal! A, bine, și mama ta unde-i? Da, omule, bă, Darusele, mă enervez, mă, omule, tu m-ai adus într-un oraș oarecare, eu habar n-am cum am ajuns aici, Darusele, în Grand City, Darusele, cum am ajuns. Eu nu știu cum am ajuns, că intrat, m-am trezit acolo, uitat că m-am trezit la bunica ta, nu înțeleg ce mi-ai făcut tu, Darusele, cred că ai făcut ca la străinul ăla, cred că tot aia de străinul, cred că e Ion ăla sau cine e. Mamă, deci nu mai aveți nicio șansă să mă găsiți unde sunt aici, deci dacă mă găsiți aici, nu știu ce să fac. Da, eu deja cred că am așa o vagă impresie undeva se ascunde dumneavoastră, ia că mă duc în partea asta, eu deja nu știu dacă ați putea să știți dumneavoastră de locația asta, dar am eu așa o presimțire, ceva pe undeva pe aici, ok, nu e pe aici, dacă nu ești în partea asta, e cred că e pe undeva, totuși pe de
râsul. Nu cred că știți dumneavoastră să mă strângeți așa că dacă bine, nu? M-au zis? O, Rafaele, te-am văzut, Rafaele. Păi și unde sunteți, că gen eu nu vă văd. Te-am văzut, poți să văd de oriunde, practic. A, deci sunteți aici, undeva deasupra, am înțeles. Mulțumim pentru informația, acum a venit după, adică eu acum vin, nu sunt undeva pe aici. Ok, măi, da, mă duc prin partea asta, pe undeva pe aici, dacă dau asta. Păi, unde, dar se unde e? Nu știu, ia, fiante, și-a găsit. Ce-ați făcut? Ați pierdut cumva? Hai că runda ce să ne pune. Nu, nu trebuia. Bine, ia, stai. În primul rând, dacă își mai bați tu joc de mine, Darusel nu mai are voie să mănânce burgeri. Cum adică îmi place? Mi se pare corect, așa că hai să trecem la următoarea rundă, nici nu mă mai interesează. Păi tata, nu vă mai ofticați, de ce vă ofticați așa? Să vede că sunteți mama lui Darusel, adică așa făcea și el. Dar uite, pe runda aceasta, tot dumneavoastră vă să vă ascundeți. Ok, mai bine. Păi da, oricum, gen, vă găsim imediat, câștigăm mai multe puncte, e mai ușor pentru noi că sunteți o singură persoană, noi doi, și noi câștigăm banii acasă. Credeți că nu ne-am gândit la tactica asta? Mami, așa te-am învățat eu! Ce mă, dar să l-ai nebunit la cap? Nu, bă, Rafael, bă, dar mama mea e slabă la IDC! Eu n-am învățat așa! Așa vorbești tu despre mama ta, dar să le bine, da. Las că te țin eu minte! Da, dar să le fix cu mama, dar să le... Care mă, tu care te joci cu hackeri, dar să le cu altceva, nu, cu, fără să trișezi, nu poți, dar să le la hide and seek, tu vorbești? El, dar nu el! Tu, nu-i mai vina ta, bă, Rafael! Da, am înțeles, dar să le deja mă enervez. Bun, hai să vedem începutul a doua rundă. Da. A, fii atent, dar să cred că e pe undeva pe aici. Fii atent, tam, eu impresia. Aveți milă, vă rog eu frumos. Nu, ai scăpat. Ce slab sunteți. Oh my god, nu m-aș fi gândit vreodată la așa ceva. Bă, dar să ce se întâmplă cu mama ta? Dar să ce se întâmplă cu mama ta? A intrat demonii în ea, ce se întâmplă, dar să le? Bă, Rafa, cred că a început să facă ăla bun efectul. Ce? Toamnă, bă, dar să le-ai luat-o pe vorba străinului, mă! Ai luat-o pe vorba străinului să vede că ai stat cu băiatul ăla în continuu, mă, dar să le, Doamne, să sperăm că totuși am scăpat de băiatul ăla să nu mai stea cu noi în casă, că deja, mă, deja nu ești ok, după ce că nu erai ok, dar să le și mai ne-ok acum tu. Mami! Bă, dar este așa că v-am văzut tot că vorbiți voi de un străin, să nu știu cine-i străinul ăsta? E prietenul, dar este un prietenul. Bă, unde s-a dus, mă, omul? Bă, nu era aici? Nu știu! Aolea, bă, dar este, bă, da, mă enervez, bă, în ultimul halon, ce-mi lege. Ce? Mami, unde ești? Dar vedem că nu prea vă descurcați voi așa la hide and seek, adică acum... Nu, e doar vorba că n-am avut ochelarii la mine și nu prea gen de cauza asta, ok? Da, bine, nu ne punem din nou la hider, ca să știți acum, adică nu ne mai punem la sticker, ne punem la hider ca pe vremuri a rundele astea două și noi o să câștigăm, practic, nu prea vă descurcați, nu știți. Vine tu după mine, vine aici, fii atent, urcă pe aici pe sus, urcă pe sus pe aici. Așa, dar să le, ok. Auzi, da, dumneavoastră, gen, chiar nu v-a jucat niciodată, nu? Da, de data asta am o tehnică să câștig. Nu o să fiți pregătiți. Bă, dar să le, vine, fii atent, du-te prin spate, uite pe aici. Omule, ieși afară. Așa, și fii atent, vine pe aici, uite ce loc am descoperit, că acolo am descoperit. Mama, și fii atent, că ești în partea, de ce se apă, dai, oare putem să intrăm pe undeva pe deasupra pe aici? Nu, bă, Rafa, dar fii atent, bă, Rafa, stai, fii atent, o să fac eu schimbul. O să las să se... Ce faci acolo? Mă, dar să ce faci? Mănânc! Ah, ok, am înțeles, da, ok. Da, ai făcut o schimbă, ce schimbă ai făcut? Ce, omule, ce e în capul al tău? Ok, și antenă, bă, Rafaele, eu am făcut o schimbă, uite, am zis acolo, le-am zis acolo, da? Da, nu mai zice, gata, am înțeles ideea, dar zile, nu mai zice, că te dai de acolo, adică nu, gen, pe bune. Păi, da, oare dacă am putea să mergem în partea alta? Nu cred că e o idee prea bună, dacă mă uit așa, nu cred că e nimic, ia să ne uităm, fii atent, uite, cum se zice acolo, uite, cum se zice. Ha, mamă, oare unde-l fi, băieții? Opa, am 100 de burgeri la mine, Dariusele, dacă vin la 100 de burgeri. Nu pica în plasă, uite ce așa rămâne ce, bravo. Dariusele, îți dau încă 100 de burgeri, Dariusele, îți dau 200 de burgeri dacă vii. Easy și zon copile, nu mai vreau burgeri, nu mai. Îți dau 1000 de burgeri, chiar nu-ți iei oferta asta, gândește că nu o să mai mănânci burgeri încă 2000 de ani. Nu, mamă, bă, Rafaele, ajută-o, fii atent, bă, Rafaele, zi-mi că t-ai V-Bucks, zi-mi că t-ai V-Bucks și nu zi-mi că-mi plasă. Mă, ce? Pă, ce? Dar este le, dacă vii, îți dau 1000 de burgeri și îți bag 100.000 de V-Bucks în contul de Fortnite. V-Bucks, mamă, stai, mamă, vreau V-Bucks, da.
Păi dacă am ajuns aici, ok, s-au zâmbat treaba, dar să le da, am înțeles, bă, uitați-o puțin, uitați-o puțin, adică n-am ce să mai zic, adică e totul foarte ciudat, adică uitați-o, și mama strictă și de arăsele se vede că sunt din aceeași familie, practic, se vede că seamănă unul cu celălalt, bă, frate, ce se aude așa ca și cum că vine cineva, care îmi place, ajută-l, amule, fugi, dar înțeleg că mi-e frică, Darcel, unde e? Darcel? Nu știu, Darcel. Darcel, mi-e cam frică, Darcel, unde ești, Darcel? Ajutor, dumneavoastră unde sunteți în momentul de față? Treaba mea este unde ești tu cu Darcel, ce faci, ce faci la fel? Cât de slab sunte și ziceați de mine că nu mă descurc. Darcel, nu vei primi nici 100.000 de V-Bucks și nu mai voi să mănânci burger pentru încă 2000 de ani. Cât despre tine, Rafaele, vreau să-l convinc și pe el și să vă puneți la sticker, pentru că de data asta sunt convinsă că reușesc să câștig. Mamă, okay. Pe bune, ok, e ultima hartă, mie îmi convine oricum, gen, dacă noi vă găsim că o să vă găsim sub asta, practic o să câștigăm banii aceia și o să plecăm acasă foarte lejer. Nu știu, dar dumneavoastră cum ați gândit-o pe asta, să ne punem noi ca sticker, dar pentru noi e bine, că o să vă găsim 100%. Ce-am aici? Ce-i asta, Darcele? Ia, uite, vino! Păi da, asta o ai de 7000 de ani, ce-i asta? Ai, speed, mamă, dar să nu mai folosim, mă, da, asta, Darcele, să jucăm pe bune, normal. Adică e și ca seeker acum, pentru ce folosești? Nu știu! A, ok, Darcele, hai că așteptăm să vedem aici, că deja mă enervez, Darcele, gen, am vrut să facem și noi aici ceva, și mechel, Darcele, dar mă enervez! Bă, fii atent, Darcele, fii atent, Darcele, bă, stai puțin, încet, fii atent, Darcele, bă, vreau să facem mâine, Darcele, vreau să mergem cu maică ta, vreau să mergem acolo la lupta Schimiti, bă, și să trolezi. Cine e, nu-i gata, o luăm cu lopata, bă, Darcele, ia să vin. Poate în curând o să-l îngrop eu pe Darcele cu lopata, ce, nimic, mamă, cât de m-a ucidat, ce, mamă, de ce e așa ciudat mobilizată casa asta, nimic. Da, și de ce sunt așa multe uși deschise pe aici, e întrebarea mea. Nu mai vorbiți acum, că știm cum, că știu cumva unde vă aflați? Ok, mult noroc atunci, pentru că am deschis fiecare ușă din casă, adică e mult noroc să găsiți care sunt. Okay, și dacă o să vin în momentul de față și o să vă găsesc, ce se va întâmpla? Absolut nimic. Absolut nimic? Adică nu câștigăm noi banii aia cumva? Nu. Banii aia câștig eu pentru că am ieșit, dar Darcele, pentru că ai zis încă o dată bada și te ții clonț cu mine, nu vei mai mânca burgeri pentru încă 1000 de ani, 3000 de ani fără burgeri și nu mai voie, de acum vei fi default pe Fortnite. Oh, mamă, dar Darcele, vezi că ți-am zis. Așa, ia, fie antena! Da, ne vor mai nici măcar nu o să mai fii default, nu mai voi să joci Fortnite. De acum trebuie să joci Roblox. Adică îmi place și Roblox, dar nu Roblox, nu, eu am vrut un cace. Aha, te-am găsit. Mă, Darcele, nu știu de tine, de-aia 100% am găsit-o. Fii atent, e pe undeva pe aici. Bă, 100%, nu știu că am auzit ceva, dar unde s-o fi dus mai exact? Ok, nu e în partea asta, dar bă, am auzit gen, dar nu știu pe unde am auzit parcă o scară sau ceva de genul pe aici, pe lângă mine. Nu știu, bă, dar cred că știu unde e. Bă, asta, stai, ce-am făcut? Ce-ai făcut, omule? Am tras în bișină. A, mă, Darcele, pe bune. Bă, Darcele, bă, ce faci mai aici? De ce ești cu capul într-o toaletă? Cum te-ai băgat și de ce-i capul? Zici că e o hârtie, de fapt are sens că te-am dat eu cu capul de masă și pe aia cu capa cu drawala, dar gen. De ce ești într-o toaletă și de ce ai verde aici? De ce ești rău, ai vom? Ce-ai făcut, mă, de ce așa are? Mă, uite-te și tu un pic și unde ți-e tot părul, unde iară te-ai dus, mă, Darcele, stai un pic, mă, tași, mă, un pic, mă, da, bă, Darcele, cum te-ai băgat, mă, cu toaletă, stai așa, că te sună la pârți, iau, ce mare picioare, mă, mă, stai puțin, bă, tu cum ești, cum te scoate de aici, mă, nu mai sta acolo, ajută-mă să-l scot de aici, mă, ajută-mă să-l scot de aici, mă, Darcele, ce faci, mă, mă, eu zic să ne calmăm puțin, cred că ne-am calmat. Tași, mă, un pic, mă, Darcele, ce faci, mă, cu capul toaletă, cum, a, știi ce, nu mai suport de la chestia asta, am plecat. Nu, dar este gata, mă, ești bine, mă, dar este dacă ești să dai cu cap, te dai cu capul de oare sau ce? Stai, mă, nevă! Bă, că ai febră, ia-te spate aici, mă, tu ai febră sau ce se... Nu mai pot să față, am plecat. Lăsați-mă să vorbesc normal, că e copilul dumneavoastră, dacă e la fel de terminat ca dumneavoastră, așa de nebun. Cum adică? Stai, ce, la fel de terminat ca mine? Da, nu sunteți nebună, nu sunteți la fel, nu e la fel de nebun ca dumneavoastră. De la cine credeți? Olă, bă, frate, am vrut și eu să venim aici, dar la lupta Schibidea se pare că am ajuns la balamuc cu ăștia doi. Să vede că sunt o familie, sincer. Bun, acum
Da, sper că v-ați calmat, nu este așa? Da, dar tu pe tare să-l vezi că tot o să mai am să te dau cu capul. Cred că nu o să-ți mai vadă deloc. Și vezi că trebuie să vedem cu ce scoatem de data asta. Și tu așteptă-mă să-l scoatem. E în protecție animalelor. Da, da, animalelor. Da, așa, ok, nu, nu, gata. Ok, deci îl vedeți cu Darencel că arată ca o toaletă, vă întrebați. Ei bine. Da, da, nu numai că arată ca o toaletă. Și mă întreb cum a intrat acolo în toaletă. Pentru că, cum e posibil, cum a reușit să... Ok. Vă zic eu ceva, Darencel vizionează pe YouTube niște videoclipuri cu Skibidi Toilet. Și noi asta o să facem astăzi. O să punem aici niște Skibidi WC-uri, cum ar veni. Să se duele, să Skibidi WC, ce-s mă alea, acum, bă, ce aveți mă cu prostiile astea, mă, copiilor, mă, voi, gata, gata, prea multe gata, chestii. Gata, cum? Gata, nu mai spune, zice, nu mai tăream, gata, mamă, nu e amuzant, să știți, adică gen, o, bă, frate, mă, dumneavoastră, sigur, sunteți mama la Darencel, adică, de fapt, da, sunteți mama la Darencel, că sunteți la fel de nebună ca și el, adică avea după cine să înveți. Ce mă? Ok, să sperăm că de data aceasta vă calmați, pentru că vreau să vă spun că dacă o să câștigați, o să primiți niște bani, suma de 100 de lei. O să primiți bani, mă, ia lasă-mă, mă, cu prostiile astea, că am venit și la v-ați ascunsele, v-am și bătut, m-am bătut joc de voi și tot n-am câștigat bani. Păi, da, ia stai puțin, că nici mai am chef și dar sele, ce ai mă acolo, păcă, ok, nu contează, chiar ok. Știi ce, nici nu mă interesează, nici nu mă interesează, dar eu sel, sincer pot să dispar de aici, adică chiar nu mă mai interesează. Dar nu mai distrugi, gata, am zis că terminați, am spus că nu mai distrugi, gata, gen cu... A, uite, a și dacă să... Mă, stai puțin, dar sel, lasă-mă să vorbesc cu maică, dacă deja, bă, dar sel, eu nu mai suport ce se întâmplă aici, bă, dar eu cum nimeni și că frate, toată lumea să fie nebună în jurul meu, nu mai... Adică, nu, bă, oare sunt eu nebunul de zic de toată lumea că e nebun, adică nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, hai mă, taci, Darencel. Da, eu zice că tu ești nebun, sincer, adică nu prea... Hai. Distruge, omule, nu mai distruge arena asta, bă, dar vă amuzați sunteți, uite că sunteți la mine, foarte amuzați sunteți voi, ha, nu mai pot dărâți, mă, fiți atenți, ok, acum sunt la lupta Skibidi, aveți acolo niște chestii, o să apăsați pe butonul acela și o să vă pice ceva random, o să-l puneți jos, după aceea eu o să dau target și Darencel o să pună și el pe lui și o să se bată între ei, care o să câștige, dacă o să câștige altul, practic o să ai un punct și așa facem acolo în partea asta, sunt și mai șmechere și în partea okay, așa, stai, în primul rând, mi-ai zis cumva, mi-ai vorbit cu tu, de acum trebuie să vorbești cu dumneavoastră, ok? Doar Darencel are voie să vorbească cu tu. Da, așa, dumneavoastră. Așa, doar în orice caz, dacă e să mai vorbești cu tu... Da, acum duceți-vă pe partea, dumneavoastră... Bă, frate, pe bune ați venit să văd să ne distrugi. Bă, uitați-vă, pe bune, bă, nu înțeleg, să vede că sunt familie ăștia, dar n-am ce să mai zic. Acum trebuie să pun asta la loc, că ce să facem, familia 2012, pe bune. Bun, hai să începem cu prima rundă, fiți atenți, trebuie să apăsați aici, așa, să vedem ce vă pică, dați acolo, după aceea o să dăm, dar să fiu arbitru la jumătate. Păi stai, butonul ăsta de aici? Da, e singur buton, ăla e butonul, ok, și va pica și va, uitați-vă în spate, l-am luat deja. Așa, și acum puneți-l jos, să vedem ce v-a picat. Stai, nu, stai, fii atent, mai zi o dată să apăsați butonul ăsta. Nu mai apăsați o dată, doar o singură dată, uita, apăsați o singură dată, luați ăla și apăsați o singură dată, ce e așa de greu? Nu, ziceam acum. Da, apăsați, ați apăsat. Apăsați o dată pe buton sau nu? Aici, pe butonul ăsta? Nu, pe butonul din deasupra, pe nas. Ok, apăs acum. Da, apăsați pe buton, ia. Oh, bă, frate, ok, luați-l pe ăsta și ceva, ok, ăsta v-a picat dumneavoastră, ăsta este al vostru. Mă, cine-i mă ăsta? Ce-i taratul? Cine-i mă ăsta? De ce se uită așa la mine? Bă, scoate-l mă repede de aici, domnule, dar să ies că ziua care mă către... Bă, dar să vină repede, omule. Fii atent, Darencel, eu să te ajut cu Kill Entity, pentru că ea nu știi și o să stau la jumătate și eu te ajut, bine? Ok, dar fii atent, stai, o să fac o magie. Ce vrei, mă, omule? Bă, vorbește-mă ca lumea, bă, Darencel, mă enervezi odată, hai odată, scoate capul ăla din veciu și vorbește, omule, odată. Bă, așa, fii atent, bă, Rafael, sunt gata, bă, nu-s gata, stai, instant, așa, bun, hai, bă, Rafael, ce faci, Darencel, că tu n-ai niciun dâl la Darencel, ia, ce, bă, ăsta moare instant, Darencel, ăsta nici nu poți să dai cu el. Alexia, că cu asta nu merge, nu mai știi din trecut că nu merge, omule, bă, Darencel, bă, ești prost rău de tot, mă, Darencel, după ce că te ajut eu cu Insta ăla, Darencel, nu înțelegi ce mai folosești tu altele, hai mă, pune-l pe ăsta, uite, pune cameramanul ăsta și gata, acum o să dai o target la astea, auziți, gata, auziți, pune, uite, hai că vă pun ăsta din nou, o să-l pun din nou aici, ăsta este al dumneavoastră, bun, mă, Darencel, nu trebuia să mai folosești, ok, am pus ăsta, dau și la asta target și acum să se bată între ei, da, dacă ăsta nu fuge la mama naibii, ar trebui să se bată, da, nu știu care e faza, ia mă, deci dau așa, dau așa, ia să vedem că s-a luat la bătaie. Bă, câți am pus, stai puțin că am pus prea mulți. Mă, da, dumneavoastră știți măcar ce se întâmplă aici? Nu, stai puțin că nici nu înțeleg nimic, adică ce ar trebui să se întâmple aici și ce e faza cu tot Iron-ul ăsta, mă, ia dă-l, nu... Aruncați-l, ok, deci uite atentă. Acesta este al dumneavoastră și ăsta este al lui Darencel. Ei o să se
batre între ei acum. 3, 2, 1 se bat și care o să câștige? O să vedeți cine ăsta să-l lua bătaia acum și ăsta... Ok, Mă, cum a bătut, mă, cameramanul ăsta mică? N-ar, n-avea nicio șansă. Cum a reușit, mă, ăsta să bată pe bălul al meu? Așa, ia, stai, stai, așa, asta a fost prima rândă. Și înseamnă că dumneavoastră acum ați pierdut și dar să le are 1-0. Ești și tu, tu te pui cu mine! Bun, acum suntem la a doua rundă. Ce, ce, ce? Nu, continuă. Ah, ok, am înțeles. Deci suntem la a doua... Suntem la două, mă, dar ce aveți, mă, oameni, bă, dar voi, mă, ce, mă, bă, a, puteți, vă place și jocul ăsta sau ceva, că mi se pare că nu vă cam place, adică, nu știu, nu, n-aș prins ideea, spuneți-mi ce ați înțeles din jocul acesta. Da, sincer, nu prea-mi place. Vreau, dau să mă joc cu mama și dau easy și Tony. Bă, dar chiar să vede că e mama ta, deci nu trebuie să fie un test ADN făcut, chiar să vede că e mama ta, gen, pe bune, bă, dar să e puta. Ah, ok, stai, stai, ce faci mai aici, Darusele, mă, ce faci? Mă, da, bă, bă, Darusele, e mai... Ok, încerc, încerc, încerc. E mult mai nebună decât tine, e mult mai ciudată, mult mai... Ok, îmi retrag cuvinte, sunt amândoi la fel. Bun, acum hai să începem a doua rândă. Terminați-o, fiți atentă. Dați acolo din nou să vedem ceea ce o să vă pice. Îl puneți dumneavoastră de desubt acolo jos. Pe partea dumneavoastră sunt ceva picat. 3, 2, 1, a, ok, este asta. Și Darusel, tu dai acum, hai că dai un locul tău. Darusel, să vedem ce ți-a picat, ia să vedem. Ia să vedem, ok, ăsta. Că parcă îl dăm să mai pune psuitul. L-ai pus tu mai devreme, deja mă enerva. Știi ceva, hai să vedem. 3, 2, 1, care să câștige, scrieți voi acolo în comentarii să vedem care să câștige. Bă, ce faci, Darusel, pune-l înapoi, pune-l înapoi. Că nu merge, dar se omule, vin, omule. Hai, mă. Bă, dar se, bă, pe bune, dar se, hai să facem, că oamenii vor să vadă, nu schibini, nu cum te prostești tu, dar se, aici, hai să vedem, 3, 2, mă, dar se, dar pune, mă, omule, pune-l unul lângă altul, pune-l, că ăsta tu nu vezi că fuge, dar se, le pune-l aproape, pune-l aproape, am zis aproape, dar se, uite că maica ta e răcită, dar se, le, din vina ta, că ești un nebun, bine, că nu e de parcă aș fi amândoi nebun sau ceva, dar, în fine, ia, mă, care era care, că, bă, nici nu pot să dau target, dar se, la, ia, ia, fie, mata brr skibi do pieces. Stai puțin, că am așa o nelămurire. Cum adică arma ta? Stai, nu mai puneți om, om, bă, gata. Mă, ce spuneți și mie, mă, gata, pe bune, gata, omule, vină încoace, mama lui Darusel, veniți încoace. De unde știți dumneavoastră de brr skibidi dop, dacă ați zis că nu știți de skibidi toilet? Păi, da, bă, laud pe Darusel, mereu cum face brr skibidi dop, 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 vorbește ceva toaletă, că zic eu, credeam că vreau să devină o toaletă, dar nici chiar așa, mă, adică, pe bune, nici nu mai pot să fac față la atâtea chestii, adică pe bune, spui și mie cum ar trebui să fac față la toate chestiile astea și să mă duc așa. No, bă, da, cum ar, dar trebuie eu să fac față la toate chestiile astea, întrebarea. Bă, frate, nu mai suport lumea asta cu ăștia. Bă, nu înțeleg nimic, mă. Nu înțeleg care e faza cu ei, sincer, gen. Chiar să vede că e o familie adevărată, nici nu le trebuie test ADN. Bă, putem să începem pe bune? Hai să începem de la capăt și să jucăm pe bune. Putem juca pe bune? Ok, hai să jucăm pe bune, dar să sperăm că de data asta, atenție, să nu mă mai trolați, pentru că dacă mă veți mai trola, Darusel o să pățească tot. Dar cu ce vă, cu ce am trolat la lupta Skibidi? Băi, nu știu, nu prea, nu știu, mi se pare, bă, adică voi mereu mă trolați, adică n-aveți cum să nu ascundeți chestia asta, că voi mereu mă trolați, de fiecare dată m-ați trolat, adică niciodată n-aveți cum să, efectiv, n-ai cum să, efectiv, niciodată n-ai cum să mă trolezi, bă, Darusele, tași, mă, că iară n-o să mai mănânci, bă, ok, Darusele, 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 nu mai ai voie să te joci, mă, tu dați-mă de aici, Darusele, n-o să mai ai voie să te joci Fortnite pentru încă 1237 de ani. O să fii default după aia. Tot timpul n-o să mai voi să-ți cumperi skin-uri. N-o să mai voi să mănânci burgeri toată viața ta. Ok, hai. Ok, acum putem să dăm drumul la lupta Skibidi, gen, pe bune. Ok, haide. Hai să dăm drumul. Da, să apăsați acolo și vedeți ce va pica. Puneți în jos. Ok, deci va pica tura de pica să lui Darusel mai devreme. Eu dau target la asta, dau target și la asta și acum, mă, dar cât ai pus, bă, omule? Dar nu mai pune, dar pot și tot fa. Mă, ce se întâmplă? Bă, dar să le poți să nu mai folosești, dar
asta e să jucăm pe... Păi da, hai să folosim unul și să dăm target. Da, eu cred că Darusele ne trează pe amândoi. Darusele, cred că nu o să mai voi să ieși din casă toată viața ta. De fapt, cred că o să te leg în subsol și vedem noi ce facem după. De te leg de calorifer sau nu știu. Dar hai să termin o dată cu lupta asta, că vreau să plec mai repede de ce să-mi iau banii. Da, ok, deci a câștigat ăla lui Darusele, ai văzut? Eu nu las. Mă, tu i-a permis să-mi zici, mă... nu, eu nu mai... Păi da, dacă ai văzut, ce faci să zic? N-ai văzut? Mă, te-a zis atâta timp să nu mai vorbești cu tu, ia vino mă, cu aia, vino mă. Puteți să fiți, vă rog, amândoi, să fiți puțin așa, mai liniștiți, mai liniștiți, puteți să fiți? Nu! Bă, hai să facem o rundă corectă, pe bune. Păi, fii antenă, bă, afară, zici lei. Ha, bă, dar să le... Nu, ok, o să te dă lei la cine va câștiga astăzi, le dau chiar eu. Gata, mami. Ok, da, mergem în partea aia. Mai bine, cred că e mai bine. Cred că da, hai acum să mergem în partea asta. Aici sunt niște chestii mult mai interesante decât în partea aia. Ca să vă spunem așa, aici o să dați. Dați acolo și dă și tu, dar să nu mai dați de la. Dați, uitați, dați aici, ok, va picat. Ok, l-am luat eu, dar puneți-l acolo. Să vedem acum, ok, deci a picat. Uite, dar fel ăsta, dumneavoastră puneți, ok, va picat ăsta. Bă, ăsta nu e chiar așa de interesant. Dar e interesant pentru că modelii sunt așa de mari și ai să vedem care să câștige între ăștia doi de aici. Să vedem, acum nu o să fac nimic, nu o să folosesc eu asta. Ok, dar să l-a câștigat. Da, gen... Easy! Nu, Darusele, tu mă trolezi pe mine. Ia vino fix aici. Vino în fața mea, Darusele. Da, Darusele, acum în momentul ăsta vii și tu, dă-te că tu... Bă, mă, ți-a cerut cineva părerea, așa cream și eu. Stai deoparte. Darusele, uite-te la mine. Ok. Da? Ai trolat cumva? Nu, mami, nu. Nu, uite-te la mine, că văd că te uiți într-o parte. Asta înseamnă că minți. Știi ce înseamnă asta, nu? Știi ce înseamnă asta, nu? O să le spun tuturor colegilor tăi de la școală că ești default pe Fortnite. Nu! Ok, ultima șansă. Putem să facem, vă rog eu frumos, să jucăm o luptă corectă, Skibidi? Ok, Rafaele. Bă, Darusele, du-te până în colțul ăla, că am auzit că sunt niște burgeri în chestul ăla din spate. Burgeri! Acum, stai! Darusele, nu există burgeri aici, așa, hai, dați acum. Mă, Rafaele, Darusele, vezi că ți-am pus niște burgeri acolo în chestul ăla și sunt ultimul burger pe care ai pus să mănânci, că eu am ceva de discutat cu Rafael repede. Așa, spune și tu acum că dacă nu facem ca lumea și iară mă trolează, nu o să mai vă voie să mănânce burgeri toată viața lui și o să-i spun la toți colegii lui și la toată lumea de școală că este default pe Fortnite. Înțeles, a spus 2000 de ore asta, mamă, zici că default pe Fortnite, wow, ce mamă crin sunteți, adică pe bune. Bă, eu vreau să facem, vreau să nici că uitați că așa auzit, dar ca și râs, îmi pare bine. Ce faci, defaultule? Aha, mai zi tu ceva, Rafael, așa ziceam. Defaultule, vezi că dacă nu facem lupta Skibidi și arăte prostești, mă, defaultule, vezi că o să afle toată școala că ești default și că n-ai V-Bucks, știi? Hai, persoana care se prostește aici la lupta Skibidi și Darusele cel mai normal, da, aici dintre toată lumea, adică dintre dumneavoastră și el, Darusele cel mai normal și nu face nimic și îi spuneți lui Darusele să joace cum trebuie la lupta Skibidi și dumneavoastră nu dați să dată. Mă, tu-ți permis să-mi spui mie ce să fac? Așa credeam și eu. Hai să facem mai repede lupta Skibidi. Ia uite mă, eu am polițist aici. Haide-mă mai repede. Da, aveți polițist, trebuie să vedem care să câștige. E clar că alu, dar să uitați puțin la el cum arată și pe bune, adică gen... Nu, nici păi dar eu am asta, bă, cum adică ia stai puțin că și eu am avut ăștia mai mari și ei mei au pierdut. Păi cum adică mă, voi trolați cu ăsta și aceea asta, mă, eu pentru ce, eu nu pentru asta m-am înscris, mă. Mă, nu. Sper că eu tot o să-mi iau banii. Taulă, dacă vă comportați și voi normal și facem o luptă Skibidi, că până acum n-a fost deloc o luptă Skibidi, n-a fost absolut nimic, doar v-ați prostit voi între voi și mi-ați dereglat tot capul, numai eu nu cred că mai am creier, nu cred că mai există, cred că e undeva pe acolo, pe dedesubtul hărții acestea, dacă am putea să faci cine cum trebuie, ar fi bine și așa ar putea să câștige cineva. Defaultule! Mami, deși am pe Rafael, vreau să mă revarsă pe mama, așa că să facem unul vreau cu schimbitoile. Nu, dar să le hai să dăm aici pe bune, dați odată, nu, o să dai eu pentru voi, o să dai eu pentru mine. Ăsta este al tău, ăsta este al lui Darusele. Punem așa și hai să vedem care să câștige Darusele, i-a mai picat încă o dată, vedem ăsta și vedem că a câștigat Darusele foarte frumos. Uitați, asta a fost prima rundă de până acum. Dar păi da, stai un pic, cum adică câștigăm mereu Darusele? Mie nu mi se pare corect, adică stai puțin, păi cum, ia stai așa puțin, că am jucat atâtea runde, nu e posibil ca de fiecare dată să câștige Darusele. Mai dăm o rundă, hai să vedem ce pică, pică ăsta și la Darusele pică ăsta, ăsta este la Darusele, ăsta este la dumneavoastră, punem așa și acum hai să vedem care să câștige, vedem că al dumneavoastră s-a băgat prima oară, ok, al dumneavoastră, mă, ce fai mă Darusele acolo? Ce fai, nu,
din îl ajut, hai nene, hai! Ok, azi o zucă de data aceasta ați câștigat? Ok, să zicem, dar mai trebuie să câștig una să mă asigur. Păi da, trebuie să jucăm ca lumea, că până acum practic au fost doar astea două runde care să zic că s-au pus, în rest n-au mai fost altele. Adică practic doar am câștigat, adică acum e unul, bine, bine, hai, acum care câștigă, câștigă da, de tot, ok, da, hai, acum da, e runda decisivă. Da, dă-te, Rafaele! Asta e al tău și al lui Darusel, care are, Darusel, ai pune-l, 3, 2, hai, Darusel, omule, dată, gata, Darusel. Bă, Rafa, dar nu, unde, că nu ăla. Abia, tu, nu înseamnă că era, dar am picat încă o dată, Darusel, uite, ăsta e. Ce e ăsta, Darusel? Bă, ce, Darusel, ai pierdut. Aha, am câștigat, haha, unde-mi sunt banii, haideți. Nu, e de la 3, asta e runda decisivă și fii atent la casă. Dar cum adică, stai puțin, că tot runda decisivă a fost 2-1 pentru mine, cum adică, la ce te referi, mă, Darusele, că poate șterg contul de Fortnite acum. Păi, iată, știu, lângă, tu măcar ești la un meral, fii atent. Mă, tu zici mie să tag din gură, mă, ia vino, mă, încă, ia sus, scoate-l, mă, posibil de asta, că nici n-am treabă cu el, chiar nu mă interesează, mă, Darusele, mă, Darusele, păi cum ești permis, mă, să zici mie ce să fac, cum adică. Păi cum adică să nu-ți permiți tu? Vreau să vorbesc și eu ceva, bă, dar nu-i mai tace gura deloc, mă, maică sluda. Mă, dar Darusele, stai puțin, tu ai zis cumva că se vede că nu e maică ta sau ce ai zis tu acolo, că nu te-am înțeles bine. Da, genii, cum nu e, mă, Darusele, că se vede clar, Darusele, de la 7 miliarde de kilometri după cealaltă parte a planetei, se vede clar că voi sunteți o familie. Nu știu, bă, Rafale, dar e nebune, nu știu, are cuvânt. S-a zis cumva că eu nu sunt mama lui Darusel 2012? Eu am zis că sunt. O să plătești pentru asta, Darusele? Darusele, nu ești gata pentru ce urmează, zic să fugi? Darusele, pune-ți toate rugăciunile! Uitați-vă acolo în spate. Bă, nu mai am cuvinte, nu mai am ce să spun. Efectiv, nu mai am absolut niciun cuvânt. M-au dereglat total. Nu știu dacă o să mai am eu. Nu știu dacă o să mai trăiesc după ziua asta. Că la câți nervi și câte... Sunt box, fiantele, bă, Rafael. Eu am fost așa în 2012 alături de Rafael Gâghe și alături de mama mea. Așa că brășchere mitele. Tot. Da, nu mai am nimic de zis. Tot, măcar dați acolo un like și dacă mai vreți să mai facem de dragul vostru, o să mai fac. Băi, aici acolo. Băi, ia stai mă așa, Darusele, păi cum adică stai așa? Tu ai zis că tu ești mai bun decât mine la fullbox-uri, ia vino mă încă, ia fii atent. N-ai, nu, fii atent, uite-te la asta. Bă, Darusele, o nouă zi, bă, frate, mă, iar mănânci burger, Darusele, nici la început ziua bine și tu mănânci burger, pe bune, chiar așa, Darusele? Bă, bă, Rafale, fii antena, bă, Rafale, vreau să zic că astăzi este o zi de burger și fii antena, bă, Rafale, eu vreau zi de burger, Darusele, dar poți să vorbești ca lumea, lasă burger, ești odată, omule, că mă nervez, bă, Darusele, nu putem să avem și noi o conversație normală, tu de fiecare dată când trebuie să vorbim noi între noi, tu mănânci burger, ce înseamnă asta, Darusele? Ok, de fii antena, bă, Rafale, acum o să mănânc biscuit, dar fii antena, bă, Rafale, eu vreau să mănânc pe mama mea, vreau să-mi pentru toți, pentru că ea mă nervează. Doamne, Eminem, rap god, cine ești mă tu, Darusele, mă vorbește bă ca lumea, omule, că deja mă disper, Darusele, mă, îmi faci nervi toată ziua sau ce te-ai dispus să-mi faci tu astăzi, că nu te înțeleg, Darusele, vorbește mă cal, nu mai mânca atâția burger, atâția biscuiți, atâția, orice mănânci tu, dar, oh, no. Bă, ok, bă, Rafale, nu-mi pasă da fie antena, bă, eu vreau să o prind chestii pe mama mea și vreau amândoi să o ignorăm 24 de ore, că fie antena, ce să facem, ce să facem, mă, bă, vorbește mă ca lumea, bă, Darusele, ce să facem, omule, bă, doamne, bă, Darusele, bă, ești nervam pe bune, poți să fii să te comporti normal, Darusele, de ce trebuie să fii ca maică ta, Darusele, pe bune, adică ea că e nebune și ca toate astea, Darusele, tu trebuie să fii exact la fel ca ea. Bă, Rafaele, bă, las-mă, frate, în pace, dar fii antenă, eu, Darusele, 2014, asta, 2012, vreau să o berăcăiesc pe mama mea. Ce vrei, mă, să o bărberezi, sau ce vrei, mă, Darusele, ce vorbești, mă, omule, acolo, Darusele, poți să vorbești ca lumea, Darusele, poți să vorbești normal, așa cum faci tu, bine, așa, Darusele, eu sunt Darusele, poți să vorbești normal, Darusele, că nu te înțeleg și Să mă imiți, ia mai imit o dată. Nu te mai imi, Darusele, ce sunt eu mai mulți atât, Darusele, sunt papagalul tău, hai o dată, vorbești o dată, Darusele, zim ceea ce ai de spus că de 7 ore, Darusele, stau, uite cât de ceasă e, 12 minute, Darusele, deja s-a făcut prânzul, băi, ești nesimțit, pe bune, a trecut tot prânzul, Darusele, toată dimineața a trecut ca să-mi zici tu un singur lucru pe care încă nu mi l-ai zis. Ok, deci fii antenă, bă, Rafale, eu vreau să prânzi pe mama mea, ok? Ok, vrei să-i faci un prank mamei tale, eu am înțeles, bărbierești mai devreme că nu știi tu să vorbești, Darusele, că mănânci toată ziua, dar cu ce vrei prank, vrei?
înțeleg, să-i faci doar o fele, că nu te înțeleg. Pe fii antenă, bă, eu vreau să dorm 24 de ore. Ce să-i faci, mă, doar să o omori sau ce ai zis mă acolo? Să o ignori, ignori. Pe că te ajungi și eu, doar să-l, dar crezi că e o idee bună, mă, dacă ne ia la bătaie și ne dă afară din casă, doar să-l, te-ai gândit la asta? Pe fii antenă, bă, Rafale, eu sunt gata de război. Oricum, eu chiar vreau să mă dea afară din casă, doar să-l, adică pe bune, că nu vreau, vreau să ne ce la noi acasă, ci să stăm noi așa. Cioc, alo, copii, ce faceți? Haideți să mâncați, Aveți mâncare? Păi eu până acum ce tot v-am zis. Haide jos, dar fiți atenți că nu vă dau burger, vă dau nici nu știu ce vă dau, Hai veni jos mai repede. Bă, prostule, vin una, păi, bă, rămâi aici, dar să-l n-ai zis să-i înrăm așa, ai trei de... Bă, haide mă mai repede jos, mă lea, lasă mingea asta, dar ce ai asta, îi lasă. Bă, Darusele, mă, ce faci, mă, Darusele, mă? Hai, bă, Darusele, hai să mergem să mâncăm, hai, bine, alo, copii, ce faci? Bă, unde mă duceți, mă, Darusele, cum stă rântișa? Darusele, aude cineva? Copii, alo, alo. Bă, ce faceți, mă, băicea? Bă, ce faceți, mă, băicea? Să rămână, puteți să ne puneți și nouă masa, că vrem să mâncăm? A, dar stai, uite, vaza, a adus vaza înapoi? Să vă puneți masa, ok, uite vaza, chiar nu mă interesează vaza, luați-mă de aici supă și mâncați, mă spera, nu mai mâncați vaza. Ce teleportezi așa, omule, bă, dar să le cum de teleportat, ai fost aici, ai fost acolo, te-am văzut aici, ce s-a întâmplat? Păi nu știu, bă, Rafaele, bă, dar eu vreau supă, mami, pusă, să nu lasă, ok, nici mi-a întâlnit, bă, Rafaele, eu zic să ne jucăm Minecraft. Hai, bă, dar să le, păi nu, dar să le lasă-mă, stai puțin, vin înapoi, ia mă, câte ceasul, câte ceasul, știi să citești ceasul, bă, dar fii atent, dar să le, cu ce înseamnă ceasul ăsta, înseamnă cu o firmă ceva sau cu ce înseamnă? Seamănă cu nasul tău, foarte mă, ce s-a dat cinerul de masele pe unde te duci, mă, n-ai terminat de mâncat, mă, vină mă încoace la bucătărie, mă, ce faci mă aici, bă, Darusele, ia vină încoa, ce te bași tu în baie aici la toaletă, știi că asta e baia lui taic, tu n-ai voie aici, bă, Darusele, dă-te mă jos de pe toaletă, că n-ai voie, mă, dă-te mă jos, stai, băi, bă, ce faci mă aici, alo, mă aude cineva, alo, alo, mă aude cineva, ce e, bă, ce are mă asta de nu mă aude atâta, mă, Darusele, ce faci, bă, de ce nu mă aude asta, mă, ce are mă asta, alo, terminați, gata cu atâta gura, gara, trenul, ce sunteți dumneavoastră aici? Vreau și eu să vorbesc cu dumneavoastră. Mă, ziceți că nu vorbește nimeni și dumneavoastră vorbește peste noi și nu ne lăsați să vorbim absolut deloc. De ce credeți că nu vă bagă nimeni în seamă? Păi dacă nu mă aude nimeni, eu am încercat să-i zic să vă zic cu frumos, să vă dau de mâncare și a ieșit din baia asta, că dacă intră taică lui Darusel și mă vede aici să se supără, ne bate pe toți trei. Și cine e tatăl lui Darusel? Asta voiam să întreb. Nu știu, când o să vină, că a plecat după lapte și nu s-a mai întors. Dar bă, nu știu, bai de bă, Darusel, mă, unde ești, mă, vino mă încoace, faci mă la biroul lui taică, tu mă vino mă încoace. Ce faci mă în dormitor aici? Mă, vino mă încoace, n-ai voie aici. Biroul lui taică-s-o, așa arată, ce face taică-s-o aici? De ce are o cameră de fetiță taică-s-o? Taică-s-o e fetiță? Posibil, nici nu știu cine-i taică-s-o, mă, ieși mă din dulap. Okay. Veniți mă jos la mâncare, mă, nu mă aude mă nimeni. Deci familia asta e cea mai ciudată familie, pe bune. Nu înțeleg care e fa... Bă, dar Darusele, chiar ai o mamă ciudată, rădător, nu mai am cuvinte, adică, pe bune. Hai, mă, bă, dar Darusele, dar ce să mai mâncăm? Auziți, aveți să ne mai dați și nouă ceva de mâncare, că noi am mâncat și ne mai încă mai e foame. De exemplu, mie chiar încă mai e foame. Posibil ați mâncat, dar dacă ați fost așa obraznici, supă, supă, tată, supă. Asta e tot ce mâncați azi. A, ok, ok, hai, mă, Darusele, să mâncăm. Mamă, ce place, mă, Darusele, bă, dar mă desper cu mai mult. Bă, unde mă duceți, mă, unde mă duceți, mă, înapoi la masă, înapoi, bă, unde mă duceți? Alo, alo, Darusele, cred că uitat că ești pe desi, n-ai voie să vă jucați, mă, ce faceți, mă, aici la televizor, mă, alo, 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 ce faceți, mă, aici la televizor, alo, n-aveți voie, ce se întâmplă aici? Vreau să spun ce, unde te duci, mă, omule, bă, dar unde mă duceți, bă, Darusele, ce faci, mă, aici, mă, ia, vină, mânca, unde, ce cauți, mă, aici, ce faceți, mă, aici, mă, ce locul ăsta de aici, bă, Rafaele, unde ce? Unde te duci, mă, ce cauți aici? Trei jos! Terminați, gata că mor! Doamne, iartă-mă, ce familie de nebuni avem aici! Nu na, mor, ia-mă supă și mănâncă supă, că burgerii numai eu am voi acum! Da, ok, nu mă interesează pe mine. Bă, dar să le unde te duci, mă? Alo, dar să unde mă? Unde mă stă? Unde mă? Ce faceți, mă, jos? Alo?
Hai să ascundem, să ne ascundem aici, ascundem-te, ascundem-te. Păi ce... Unde vă duceți? Ce faceți aici? Vine să vină, să vină, să vină. Mă, unde sunteți, mire? Unde? Bă, ce căutați, mă, mire aici? Cine mă prindu la pe aici? Cine mă... Păi cine mă pe aici, mă? Mă, cine mă, bă? Unde sunteți, mă, toți? Unde v-ați dus, mă? Ok, ok, da, uite, o să mă duc acolo. Bă, frate, nu înțeleg care e faza cu familia asta. E o familie de nebun, bine că am plecat. Acum, bă, dar nu știu. Dar să le vină, bă, 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 bă. Au, ai acolo, jos, ai, dar să le bă, 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 dar să le, dar să le. Unde ce mă? Alo, dar să le. Mă, ce căutați, mă, mă, pe unde sunteți, mă, ce căutați, mire aici? Bă, 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 unde sunteți, mă, că m-au dat subsol aici, ce faceți, mă, aici? Ok, 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 stați, mă, simt că nu e bine, nu e bine, nu e bine, a, m-a văzut. Mă, Rafaele, ce faci, mă, aici? Bă, Doamne, unde-i, mă, Rafaele, ajută-mă să-l găsesc mai repede, vino, și numai, ce faceți, mă, copii aici? Ce faceți, mă, aici? Dar să ne suntem hockey. Aia e 3. Dai, 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 dai. Ce faceți mai aici? Ce vă jucați? Bă, ce faceți mai aici? Mă, ce faceți? Mă, ce faceți mai aici? Ce faceți? Dar să ne să facem baie. Hai să facem baie. Vine, aia afară, aia afară. Nu, hai, hai de înăuntru, hai de înăuntru. Vino, vino. Mă, dar să ne ce facem în piscină? E primăvară, nu s-a încălzit încă până. Doamne, păi așa faceți, mă. Aha. Ei bine, păi ce faceți? Mai, mai bine, mă, că ți-i prind dar să le pun la intri la plăcere să faci. Nu mai acolo, ia stai mai acolo, că dacă tot așa să înghiți. Mamă, Doamne, nu mai pot, cred că mă duc până afară să mă prind la casă de fiată, poate ajung, poate Doamne ăștia îi fură cineva pe copiii ăștia, că nu mai pot cu ei, Doamne, bă. Bă, dar are o gură mare, rău, maică, salutare, se nu știu, vorbește așa în continuu, taca, 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 nu se mai oprește, frate, nu înțeleg care e faza, zic eu un tren, mă. Mă, ce faci, mă, aici, tu, parcă erai jos, ce cauți aici, mă, ia, vină, mânghe, bă, ce faci, mă, aici, mă, ia-și mănâncă supă, ia, lasă-mă în pace. Bă, da, unde s-a dus, mă, ăsta, bă, da, uitați ceea ce spuneam eu, bă, frate, nu înțeleg. Bă, dar să hai să mergem, fiatin, fiatin. Hai să mergem, mă, hai să mergem, mă, să ne prefacem că și încă mergem la școală și la astea, să-ți vadă că sunt de cuminte. Bă, copii, dar voi n-au zis, mă, să stați cu minți, lăsați-mă în pace, mă, ce aveți, bă, unde plecați, mă, ia vină, bă, 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 ce faceți, mă, că cine nu... Bă, rămâne casă de fiată, rămâne casă de fiată, ce faceți, mă, ce faceți, bă, alo? Bă, bă, frate, ce e cu gălăgia asta în casă, oamenii răște, toate. Dar să, dar să el, omule, dar să el, dar să el, să merge la școală, hai în față să luăm mașina, dar să el. Bă, ce la școală? Ce faceți, mă, la școală? Bă, ia veniți, mă, încoace. Bă, da, mă, mă termină psihic, bă, bune. Mai că să mă termină psihic, la cum vorbește în continuu, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu mai să dar în final să luăm mașina. Bă, dar să el, unde, bă, unde, mă, Rafael, unde, bă, bă, Rafael, n-ai voie să conduci, cum adică? Unde vă duceți, mă? Unde? Alo, mă aude cineva? Bă, copii, bă, mamă, bă, dar ce mă enervează, Doamne, bă, alo, n-aveți voi să conduceți. Bă, dar ce țip așa, măi, câta, bă, dar să le s-aude de la 7 miliarde de metri de distanță, de oriunde, bă, dar să le, care-i faza cu mine, de ce așa, dar să le, adică, acum pot să înțeleg, dar să le, de ce ești tu așa de nebun, dar să le, dar pe bune, mai uita întrece absolut orice măsură, dar să le, dar tai că tot cum e. Nu știu, că tatăl meu s-a zis să ia lapte. Ok, dar să, dar să le, uite unde e, bă, tu motocicleta ai lăsat-o de aici. De 7 luni de zile, dar să le, tu vezi unde e motocicleta? A, ups, ia, bă, la școală, la, 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 a venit bossul de așa 2012, mă cheamă de Rusel, am capăchel, îmi plac burgerii și Rafael e câinele meu, ei! Ia, bă, dar să le, ai înapoi, ai înapoi, că deja ni s-a luat de școală cum ar veni, am venit, așa, acum mergem înapoi acasă, bă, dar să le, trebuie să mai ignorăm, că mai cât a rămas acolo și gen, noi trebuie să ignorăm pe ea, nu trebuie să ne, să ignorăm pe nimeni cum ar veni aerul, mă, urcă, mă, hai, du-te cu motocicleta așa, mă, ce caută, bă, copii, ce faceți, mă, aici, bă? Bă, intrați în cartul meu de golf, mă, nu vei rușine, mă, ia veniți, mă, încoa. Hai, mă, mai repede și cu cartul ăsta de golf, că nu merge, bă, ce faceți, mă, bă? Hai să mergem la bowling, Arsele, Arsele. Bă, mi se, bă, mi se desumflă roata, copii, bă, mi se desumflă roata, ajutor, ajutor. Mă, nu mai merge, mă, bă, o lătă și eu pe jos. Bă, piciorul, 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 au, au. Mă, dar să ce se pașa cu omul de la 7 km, bă, doar, doar, doamne, dar să le, bă, ce are, mă, dar să ele, că nu înțeleg. A făcut căcuța pe mine. Wow, foarte amuzant, ești tu, dar însele. Bă, dar unde, bă, trebuie să ajunge la maică-ta, mă, dar însele. Bă, pe bune, adică noi suntem aici la bowling, dar maică-ta unde s-a dus? Că văd că nu mai e pe aici, unde, dar însele, stai puțin, că noi trebuie să ignorăm pe ea, dar însele, dar însele, dar n-a venit de pe mine, trebuie să... Hai, 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 hai. Dar nu mai ignor pe mine, omule. Bine, 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 tatke, hai, hai. Bă, gata, 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 dar să hai să mergem, trebuie să o găsim pe ea ca să o facem să vină după noi, dar să le, că așa nu se poate, urcă, urcă. A, uite, 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 fii atent, dar să le, așteaptă să ne vadă și nu ne vadă, să ne vadă. Hai că nu ne vede, stai puțin, stai puțin, stai pe aici. Hai, bă, dar să facem o mișcare pe aici. Hai, 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 Puchica, trei doi și a, 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 a
Doamna, unde duci, mă, ce, mă, ce ăsta, ce locul ăsta de arsele aici? Ce, ce locul ăsta de arsele? Unde, unde suntem aici? Ah. E restaurant. Uite, mă, ce căutați, mă, ia veniți, mă, încoa. Mă, alo, Darusel, Rafael, ce căutați, mă, aici, în băie, la fete, veniți, mă, încoa, ce, mă, cum adică, mă? Darusel, unde sunteți, mă, toți copiii, bă, ce faceți, mă, cum adică, cum se uitați în băie, la fete, pe unde v-ați fost toți, mă, ce cauți, mă, în tulap, n-aveți, alo, m-aude cineva, alo, alo, m-aude cineva, Darusel, bă, ce faci, mă, aici, cum te, pe unde te, bă, alo, Darusel, vină înapoi, Darusel, vină, atunci, dacă nu m-aude Darusel, cred că o să arunc toți bărgării, trebuie să arunc toți bărgării ăștia la gunoi atunci, cred că dacă nu-i vreau Darusel și nu m-aude, cred că o să mă duc să aduc, arunc bărgării ăștia. Bă, Darusel, dar vorbește în continuu, nu se mai oprește, nu pot să mai vorbesc, Darusel, nu se mai înțelege nimeni, dar nimeni că vorbește mai gata în continuu. Păi, fii atât, bă, Rafael, la prăvugim, 1, 2, 3. Vreau să-i plecat, Darusel, voiam să facem o cursă, stai puțin să fie lângă ea, bă, dar mă enervează, Darusel, dar nu se mai oprește, bă, din vorbit, bă, dar în continuu vorbește, Darusel, mă doare capul, adică pe bune. Arunca fartul! A, ok, Darusel, ia, fii atent, unde s-a dus, afra mașina, Darusel, afra mașina, uite-te puțin, afra, hai că mergem cu motocicleta, că am rămas cu motocicleta, Darusel, hai să mergem acasă, tot încălcată. Bine, conduci, da, dar să hai să conducem, da, dar să le condu, tu, nu, du, aia repede acasă, dar să le să vedem cum mai putem ignora, dar să le că deja gen face ca toate alea, bă, fii atent, hai să ne jucăm într-un fel să încercăm să facem ceva ca și cum să ne jucăm un joc cu ea, fii atent, gândește-te tu la un joc cu care putem să ne jucăm gen așa să vorbim și asta și să nu mai băgăm în seamă, nu, dar să le un joc pe bune gen, nu jocuri pe calculator. Nu, no, gata, dar să le taci cu puștile tale, dar să le ai cam ajuns acasă, bă, dar pe unde ești, mă, dar să le pe aici, mamă, dar să le câte, ok, hai să mergem pe aici, bă, dar să le, da, unde să mergem, hai să mergem aici la masă și fii atent, dar să le, hai să le, am o idee, vină repede, unde ești, dar să le, ajută, a, piciorul meu, bă, Rafale, m-a luat la picior, da, mă, gata, dar să le, vină, repede, să facem treaba asta, dacă vine mai aici, nu putem să mai facem, bă, dar să le, fii atent, ce idee mi-a venit, bă, dar să le, mi-a venit o idee genială, dar nu te mai tară cu așa de gunoi, ce-ai cu coșul de gunoi, dar să le, te cauți prin el sau ce faci? Ia-mă, ce, așa, bă, Rafale, fii antenă, am găsit, uite, am găsit o cartoful ăsta și fii antenă, bă, Rafale. Nu, dar stai puțin, lasă cartoful ăla, că e de poliză, nu mai știi că ți l-a dat atunci, dar răsule și n-a trebuit să-l mâncă și așa, dar fii atent, bă, dar răsule, hai să facem așa, nu știu dacă ajuns acasă să ne uităm și asta, dar fii atent, dar răsule, dacă ajungi acasă, să facem ca și cum că am dat foc aici la bucătărie, să se spire, să vină în partea asta, știi ce zic? A, da, chiar, stai, așa. Păi, dar hai să vedem dacă, bă, cred că am văzut, pe ceva. Familie de nebun, pe bune, uitați-o puțin la ei, dar să zici cum ai, că hai să-i filmezi, acum să-i pun pe TikTok foarte frumos, să-i filmezi pe amândoi cât de nebun sunt, wow, uitați-o puțin la maică, salut, dar să-i uitați-o la Darusel, adică ce mai, gata. Hai bă, Darusel, iar ai dat-mă mingea pe felinar, vezi să nu te mai spargi aici, să nu mai spargi ăsta, Darusel, că data trecută acolo l-ai spart, văd că l-a pus maică ta, văd că și l-a făcut acolo, Darusel, dar ce tot faci, mă, Darusel, hai mă, că ți-o iau eu, uite, gata, mă, bă, fii atent, Darusel. Ce faci, bă, Darusel? Cum îți ești ziua? Păi fii atent, bă, Rafael, ziua mea este o zi burgărească. Ah, wow, ca de fiecare dată, logic, ok, Darusel, fii atent, cam așa, bă, Darusel, trebuie să facem acum ceva interesant, fii atent, vino repede aici, fii atent, Darusel, ia uite ce am eu aici și gândește-te la ce mă gândesc și eu, Darusel, ia uite-te puțin, ce scrie pe Acacia Plencu ăsta, ce scrie, Darusel, ia citește. Ghost? Doamne, Darusel, ghost, adică ăla fantomă, Darusel, unde te spionam eu și toate chestia asta, desfăceam prank, Darusel, de mă băgam prin perești prin astea. Astăzi fii atent, Darusel, uite, dacă te uiți pe jos aici, este, practic, vezi asta aici, Darusel, este cum ar veni, este podeaua, da? Și podeaua de dedesubt, la mă, nu sparge, omule, că zice la maică ta jos, Darusel, vrei să ne bată? Fii atent, Darusel, deci cu podeaua aceasta, Darusel, noi astăzi va trebui să construim o cameră secretă de gaming, Darusel, la maică ta acolo, jos în cameră, și fii atent, Darusel, cum procedăm. Pentru prima oară, Darusel, o să ajungem la ea în cameră, vedem dacă ea e acolo. Dacă e acolo, tu trebuie să-i zici că îți este foame, Darusel, te duci la tine în cameră. Bă, ce faci, mă, ești la mine sau ce faci?
faci. Ia, ia, da, brafa, ia, zi, 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 zi. Bine, dar Răsule, vorbește ca lumea și lasă-mă în pace. Dar Răsule, așteaptă să asculți aici, deși atent, dar Răsule. Îi zici că ți-e foame și așa pleci. Eu după încep acolo, per cum să fac, cum ar veni, să spar acolo, să fac partea asta, dar Răsule. După aceea o să vin și eu la masă acolo la tine, dar Răsule. O să mergem, dar Răsule. Mă, ce, Doamne, iartă-mă. Bă, dar Răsule, poți să mă asculți sau ceva? Da, șeful, stai, șeful, să trăiți. A, ok, mersi, dar Răsule. Hai, vedem că ne înțelegem mai bine așa cu șeful, cum să trăim. Bine, dar Răsule, mersi. Și fii atent, dar Răsule. După aceea, după ce facem astea, o să stau eu să țin eu de vorbă, dar Răsule, și tu practic construiești acolo camera de gaming, ok? Hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Mami, Nu acum, băi, acum stii greu de tot, dar Răsule, am înțeles. Hai să iau eu astea, să pregătim astea pe aici, să vedem cu astea, că momentan sunt doar chestiile astea, dar bine, o să trăiască să le dau, dar Răsule, dar sunt curios, sperând totuși că o să reușim să facem treaba aceasta și cu tot cu ocazia aceasta, poate și spionăm pe mama strictă, să vedem ceea ce are de sus. Dai, mami! Vedem. Alo, mami, ce-o chema? Alo, ce faci, dar Răsule, ce faci? Salut, Rafael, ce faceți, copii? Alo, bună, mami, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, e cam 5 ceasul, dar bună dimineața, zi, dar Răsule, ce? Mi-e foame, mami, nu m-am mult. Ah, foame, bine, bine, hai că, hai că vin acum să dau de mâncare. Rafael, tu vrei ceva de mâncare? Da, faceți și mie, dar eu mă duc până sunt la mine în cameră, că mai aveam niște treburi de rezolvat. Ah, ok, 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 bine, bine, și, hai, da, du-te, du-te, du-te acolo, mă, să-i dau de mâncare, hai, da, hai, dar Răsule, vin la bucătărie. Ok, ok, vedem că pleacă acum, planul nu merge perfect. Momentan este totul foarte, foarte perfect. Ok, ne uităm în partea aia, au plecat, au ajuns acolo. Acum, hai să lăsăm ușa deschisă, că tot și era deschisă. Să vedem așa și ne ducem în partea asta. Vedeți că eu de seară am încercat aici să fac așa puțin, să spar blocul acesta, ca să pot să pun ghost blocul acesta. Uite, după aceea mai sparg ăsta jos, punem ghost blocul și aici am căzut. Practic și tot așa o să fie drept în jos în partea asta. După aceea, eu aici trebuie să pun ladder-ul acesta, bă, frate, să sperăm că totul o să meargă totul foarte, foarte bine, că dacă mă uit în partea asta, ok, în partea asta nu trebuie să pun și am făcut așa și de aici va trebui să plece practic totul. Din partea asta totul arată foarte, foarte genial și chiar sunt curios dacă o să ne iasă planul acesta, să sperăm. Eu zic că o să fie ceva super șmecher și abia aștept. Bun, acum hai să mergem afară să vedem, trebuie să mergem la mine în cameră. Bă, dar Răsule, stai așa că mă duc până, stai, mănânc acolo și mănânc până la mine în cameră, că mi-am uitat ceva, vin acum, așteptă-mă acolo, așteptă-mă acolo. De ce nu merge să sar? Bă, de ce nu pot să plec? Gata, gata, aulă, aulă, cred că vine, cred că vine, cred că vine, stai că lasă așa, așa. Stai că cred că mă duc până la baie întâi, stai puțin. Nu, 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 până la baie, nu, până la baie, sper că nu vine la baie, sper că nu vine la baie, sper că nu. Bă, frate, a zis că vine la baie. Ok, de ce sunt partea asta? Yes. Ok, că n-a venit, că n-a venit, că n-a venit, că n-a venit. Mă duc aici, ciul, mamă, ce bine. Mamă, frate, am crezut că a ajuns în cameră, Doamne. Ok, bine, aveam băieți la mine în cameră, dar ok, lasă acum, n-are nicio problemă. Ok, hai să mă duc până la mine, că mi-am uitat ceva, mi-am uitat. Uite, mi-am uitat laptopul deschis, trebuie să stau aici să închid. Ok, perfect. Hai să mă duc la bucătărie. Dar Răsule, era să mă vadă, bă, din cauza ta, dar Răsule, mă, ce-ai făcut? În fine, ok, numai cum, dar asta, ia tu, dar Răsule, astea, fii atent, îți dau asta, dar Răsule, aici te pui trău. Dar Răsule, dar Răsule, unde ești, de ce nu ești la bucătărie? Alo? Dar Răsule, fugi, spune că ai mâncat, spune că ai mâncat, bă, de ce ai aruncat asta, dar Răsule? Mama, ăla, că trebuie să plecăm de aici, trebuie să plecăm de aici, vină repede. Bă, dar Răsule, vină repede, dar Răsule, vină. Bă, dar Răsule, unde ești, mă? Alo? Alo, dar Răsule, dar ce faci, mă? Ce faci, spui, unde ai fost, mă? De ce n-ai mâncat? A venit după mine să mă cheme să vin și la masă, a venit după mine. Ah, ok, haide, ia și tu niște burgeri că au mai rămas. Vedeți că eu trebuie să mă duc până în oraș, am niște treabă. Opa, stai așa că i-am luat eu. Vezi că trebuie să mă duc până în oraș, că am niște treabă. Să fiți cu minți. Ah, da? Vă las. Da. Vezi că ți-am lăsat ție cheile, că știu că tu ești mai responsabil, nu știu, n-am încredere în ăla și mă duc până la în oraș, că am niște treabă. Hai să fiți cu minți, ok? Distrați-vă, pa, pa. Ce? Puteți să vă întoarceți să nu aveți griji, că noi o să fim tot bine, o să am eu grijă, dar să puteți să vă întoarceți când doriți dumneavoastră, cu atât mai mult. Sunt convinsă, vă știu pe voi. Haideți, distrați-vă acolo, să vă jucați frumos, ok? Hai, pa. Gata, hai, mă dă să le vezi că merge bine acum, puteți să le e bine, mă dă să le, să sperăm că nu vine prea devreme. Acum hai să ne apucăm de treabă, bă, dar să le fii atent. Acum hai să ne apucăm, practic sunt și eu aici, dar să le foarte frumos. Mergem. Lasă ușa deschisă, omule. Lasă ușa deschisă, că așa era, dar să nu prindă, să nu ne prindă așa. Și vine acum, vino repede. Și acum hai să ne apucăm aici, dar să le, deci trebuie să facem aici locația asta, dar să le. Hai să vedem de cât o facem, bă, dar să le. Nu știu, eu zic că ar trebui să o facem cam așa, eu zic e cam ok, așa. Tarsel, ce-am găsit? Tarsel, ce-i asta? Bă, ce-i asta? Bă, ce-i asta? Tarsel, ce ascunde mama ta? Tarsel, ce-i asta? Tarsel, e bunker! Tarsel, ce-i bunkerul ăsta? Unde e? Tarsel, uite ce bunker ascunde! Tarsel, tu știi bunkerul ăsta? Nu, mami! Tarsel, că vine înapoi,
dar să nu trebuie să ne prindă. Mamă, fii atent, e mult mai bine cu locul ăsta, că putem să... Mamă, bine că te-ai dus tu, bă, dar să le... Dar n-ai fost prost degeaba, dar să le... Te-ai dus tu în față, dar te-ai dus cu ceva, dar să le... Parcă și știai, bă, dar să le... Uite, bă, și pe și mai câte pe aici. Bă, mai câte, dacă vine aici, dacă ne-ai mințit că sunt cineva și vine aici, dar să le... Ce le faci? Că dacă vine aici, cu cine faci? Dar să le... Pe bune. Nu știu, bă, Rafalia! Dar să le vină în partea asta, mă, să vină în partea asta, ce mai... Dar să le... Dar să le... Nu pot să cred așa ceva. Și noi n-am știut, vino repede. Vino repede să vedem ce am descoperit, dar să le, că nu se poate așa ceva. Vino repede, uite-te unde ieșim, dar să le aici. Nu te cred, dar să tu știai de asta? Bă, Rafale, eu știam, bă, Rafale, pentru că eu cu camera asta, că știam ideea asta, că fie antenă, bă, Rafale, eu chiar nu vă mă puteam. Nu, stai puțin, dar să deja vorbești prost, dar să nimeni nici nu te crezi tu ce vorbești acolo, mă, dar să le, că tu ai făcut, tu ai, deci tu ai făcut camera asta, dar n-ai făcut-o special că știai pentru mine, de unde știai, dar să le, nici măcar nu mă cunoșteai când ai făcut tu camera asta, dar să le, de fili, mă, dacă dă jimichele, tot aici, bă, dar să le, aici te ascundeai tu, mă, de maică ta și când, gen așa, când aveai unde să stai? Da! Ah, ok, dar să poate spune și așa, bă, dar vezi că e interesant. Aici. Bă, acum trebuie să urcăm înapoi, dar să scuze că sparg pe aici. Bă, mamă, cât de șmecher, frate, aici și putem să facem practic dita mai camera și avem și intrarea asta aici, ceea ce este foarte, foarte bine, că avem mai multe intrări pe unde putem să intrăm aici și nu putem să intrăm doar pe la maică sau prin cameră. Bă, Rafa, unde fie antenă, bă, Rafa, e mi-a venit o idee, vino. Ce idee ți-a mai venit, mă, dar să mai repede, dar să pregătim camera aia, dar să, că după vine mai... Nu te, mă, dai, asta ai făcut acum? Asta ai făcut... Pe ce faci aici acum? Bă, dar nu, că... Bă, dar să, dar nu, că trebuie să fim acolo, că practic trebuie să vedem pe ea, nu trebuie să facem așa, că acolo să vedem la ea în cameră, dar să nu facem aici, că acolo aici nu mai vedem, deci trebuie să vim aici. Că uite, dacă venim aici, dar să le și ne urcăm fix în partea asta, putem să vedem la ea în casă. Uite, dacă vino sus, dar să le, vino aici, vino mă sus, omule, vino sus. Aoleu, bă, dar să știi ce... Stai, bă, Rafale, stai, facă ce, ca să nu știi. Fii antenă, mama mea nu știe de chestia asta, numai eu știu. Și acum așa și tu, deci fii antenă, bă, voi care vă uitați, vă rog să mergem la mama mea și vă rog să-ți like și subscribe, mersi. Ok, deci dar să le-a zis că cei care se uită acum la videoclip, ca dacă nu l-ați înțeles că vorbește pe limba lui, practic trebuie să nu-i spuneți mamei lui, practic, de ceea ce face el aici. Ok, dar să le-am înțeles cu toții, cu toții, dar să le, hai să ne apucăm acum să facem camera asta, facem și pereții frumos sau îi lăsăm așa, dar să le, ce spui? Facem frumos, cum să nu știți, simțiți? Bă, dar să ce faci, mă, iar ai răcit, mă, omule, bă, dar să le spargi, aolo, bă, dar să pune la loc, dar să le, așa, pune la loc și în partea asta, și în partea asta, stai, mă, mai repede, că poate să întoarce mai cât acasă, dar să le, cine și aude aici, dar să le, tu gândești? Nu! Ha, pe normal că nu gândești, dar să le, ce să gândești tu, mă, dar nu mai sparge aici, știi ceva? Bă, eu zice să lăsăm așa, că arată interesant, hai, că tu faci acolo, eu mă apuc aici, fac deja setup-ul, dar să le, cum s-ar spune, partea asta, așa. Stai, hai, bă, dar să le la treabă, să nu mai stăm aici, deci fii atent, așa, pune, bravo, copii, bravo. Copii, bravo. Vedeți că am venit până apoi acasă, că am uitat ceva, alo. Mamă, dar să le... M-au zis cumva, alo. Bă, vă aud, dar nu știu pe unde, alo. Bă, mă, simți la voi în cameră, stai că se aude din partea asta, dar... Bă, unde sunteți copii? Se aude de jos, bă, ia stai așa un pic, mă, stați la mine în cameră. Eu, stai, rămâi aici, continuă, continuă. Nu stați cumva la mine în cameră, mă, copii, ce faceți mai aici? Bă, ce se întâmplă mai aici? Bă, Rafael, unde-i mă celălalt și ce faceți la mine în cameră? Nici când faci ascunsă, dar trebuie să-l caut pe Darius, să mă caute, dar să el nu știu unde s-a dus acum. Ah, ok, hai că... Bine, hai că nu-i zic unde este, așa că am uitat ceva în baie, vin imediat. Ok, dar de ce ați venit? Ați uitat ceva sau de ce ați venit aici? Da, am uitat ceva important, hai că am treabă, trebuie să mă grăbesc, n-am timp. Vezi că v-am mai lăsat aici niște burger dacă vreți, hai, pa! Mulțumim, dar auziți, e supărare dacă mă ascund la dumneavoastră în cameră, e vreo supărare sau ceva? Nu, dar ai grijă să nu spui ceva și să nu cauți prea multe, că poate găsești ceva ce nu trebuie. Bine, hai, pa. Mă, bine că a scăpat, frate, ok, deci trebuie să stau aici, să sperăm, frate, că uitați-vă, dacă mă uit așa prin partea asta, ok, deci vedem că a plecat, ok, nu să uităm partea asta pe geam, e bine, acum pot să plec liniștit în cameră, mă duc aici jos, ok, foarte frumos, dar să le, ce mi-ai făcut, bă, ce faci, omule, de ce ai scos, ce faci, bă, dar să le, dar ce faci, dar să le, aici, că, și unde, pe și unde pune calculatoarele și asta, dar să le, cum au loc calculatoarele, tu gândești? Mută-l! Păi unde să-l mut, oameni, bă, dar să le, ți-ai bătut joc de locul ăsta, mă, toamul, bă, și ăsta, ce, unde-l pui, mă, hai, mă, dar să le, bă, joc, dă-te la par, bă, dar să le, nu mă pune asta, lasă-l, uite, lasă-l așa, dar să le, pune în partea asta, pune în partea asta, așa, pune, bă, pune mă ca lumea, așa, bravo, și ăsta lăsăm, îl lăsăm pe ăsta sau fii atent, ia fii atent, îl lăsăm pe, fii atent, hai să-l lăsăm pe ăsta, dar să le, că arată mai interesant, că e la fel, apropiat, ăsta e ca al tău, cum ar veni de acasă de la noi, și pune acum scaunul, dar să le, ok, ce-ai pus scaun, bă, dar știi și tu să pui un scaun sau, dar să le,
dă-te mă la parte, lasă pe mine, te ocupă de pune flori, pune chestii, dar să le pe aici prin spate. Nu știu, fă și tu altceva, fă design-ul, fă pe aici frumos totul. Lasă ăsta că mă ocup eu aici. Ce ești, lăsăm ăsta, cred că facem ceva de genul. Hai să punem ăsta, că arată mai interesant, sincer, că arată interesant pentru că se potrivește practic cu subteranul și așa. Acum, dar să le ce să mai facem prin camera asta? Sănătate, dar înțeles, sănătate. Dar dați asta așa, că de-aia tu șești, omule, că ai, cred că ești alergic la asta. Mă, dar înțeles, dar tu nu știi că mai avem altfel de plante, dar înțeles, uite, avem plante din acestea, dar înțeles, eu uite ce plantă frumoasă spun eu aici. Ai mai văzut așa ceva, dar înțeles, vreodată în viața ta? Nu, bă, Rafale, dar lasă pe asta, că mi-mi place asta albastru, uite. Bă, floarele tataie. Bine, floarele tataie, dar poți să vorbești calma, dar înțeles, și să nu te mai bâlbâi atât, omule, Doamne, dar înțeles, fii atent, stai că trebuie să-ți dau aici, poate nu te mai, de fapt, de la bărgărești, te bâlbâi și mai rău, dar înțeles. În fine, asta... Bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale, eu acum trebuie fii atent, bă, Rafale, eu sunt atent, bă, Rafale, așa că fii atent, bă, Rafale, ce poți să ne... Da, Eminem Rap God, tu ești, dar înțeles, am înțeles tot ce ai vorbit tu, dar înțeles, aici, ok, dacă a înțeles ceva, cineva ceva din cel, dar înțeles, chiar sunt curios, deși nu cred, hai să vedem ce mai putem să mai punem, dar înțeles, fii atent, hai să mai punem un dăsta, dar înțeles, arată interesant cu partea asta de jos, că suntem aici în subteran, bă, și ce să mai punem, dar înțeles, hai să punem un televizor, că tot e, fii atent, dar înțeles, că tot e subteran aici, uite, punem ăsta, să avem aici încălzitor, să facem aici, făcut foarte frumos în partea asta, dar înțeles, și ar trebui să mai punem un televizor, dar de care, hai că punem din acesta, ceva de genul, dar și unde punem? Televizor, hai că-l punem undeva pe aici. Ce fată ce nu eu zic arată interesat. Bă, dar ce tot faci acolo, dar să le? Eu calculez, dacă 1 plus 2 egal 2 și fac acea matematică. Bă, asta e, stai. Eu am uitat că a repetat clasa. A, tu ai repetat clasa, dar să le? Bă, ce clasă, dar să le? Tu nici n-ai făcut nimic, dar tu nici măcar nu știi ce ai școală, dar să le? Că să văd pe tine, dar să le? Cum vorbești cu asta, dar nu mai spune nimic. Ia să mai vedem ce să mai punem mă, noi pe aici, dar să le? Chiar sunt greu. Hai să punem, nu știu, o, ce asta e, lampă, ce asta, ia să vedem ce lampă e asta, mă, dar să le? O, arată interesant lampa asta. Vezi că n-am mai văzut până acum, dar să le. Ia să vedem ce locuri mai avem. Un pat, eu zic că ar trebui să fie frumos. De fapt, nu un pat. Punem niște de-astea, ca și cum că stai aici foarte frumos pe jos. Uite că practic aici ești în subteran. Să arate tot așa subteran, dar să le uite aici. Stăm practic noi așa, facem noaptea albă, foarte frumos. Bă, da, de fapt avem patru și asta în partea asta, dacă stai să mă gândesc. Da, e bine și așa, bă, dar să le. Dar nu știu, bă, cum ai făcut... Ce... Ce-am făcut, mami? Mami, ce-am făcut, mami? Aua, gata, așa, frumos. Tomulo. Gata, bă, dar să le deși fii atent, am făcut frumos aici, bă, ia să mă și eu în sus, să vedem cum arată, frate, uite cum arată toată zona asta de aici, mamă, să vede și pe afară, uite-te puțin din partea asta, să le vezi cam totul prin, bă, dă-te mă la parte să văd eu prin casă. Uite. Ce ai mai făcut, mă? Ai făcut și aici. Bravo. Ok, ai mai făcut și aici. Da, e interesant, dar ce să spun? Bă, dar chiar, bă, dar uite cum se vede totul. Și afi atent. Oare mai fi vreun loc din acesta cum a fost ăla? Bă, mi se pare că nu, acolo mi se pare că e subteranul sau ceva de genul. Dă-te la o parte, bă, dă-te la o parte să văd. Bă, dar mai cât nu cred că vine pe acasă. Nu, să sperăm că nu mai vine, dar să ok, deci ne un parte. Asta bă, arată genial. Eu zic că asta este toată locația, dar se le arată totul foarte frumos. Să te miști, dar să vezi că vine, dar să vine, dar să vine. Hai, ce obosită sunt copii. Vezi că am ajuns acasă. Vedeți că vă las niște burgerin pe masă la bucătărie vine, pentru că n-am niciun chef. Vine repede că ajuns, vine că ajuns. Uite, e la bucătărie prin partea aia s-aude. Dar se urcă mai aici ca să auzi omul. Mamă, cred că am și răci. Cred că mama am nevoie de niște pastire. Ok. Trebuie să mă duc. Ok, deci vine cu acea. Mă duc și pe ăștia. Lăsăm și la noi, dar să le ce facem, ce facem? Dar să le aici ca copii, spun, vedeți că am ajuns acasă. Wow, dar să ne vezi că vedem pe maică-ta și în baie, nu e bine, dar să le iei bine, uite, mă, ce face, mă, ia pastile în baie, ce face, dar să le... No, ok, reacția lui Darusel, practic, reacția lui Darusel, altă reacție, ce să mai aibă, ok, deci fii atent, stai acolo, bă, Darusel, fii atent că eu încerc să ies, să mă duc sus, încerc să ies, bă, Darusel, dar stai puțin, uite-te unde e ăsta, bă, frate, vezi că arată mai interesant așa, ia stai puțin, am făcut frumos aici, Darusel, mi chiar îmi place cum am făcut. Okay, mamă, să spală pe mine, ok, deci uitați-vă puțin la mama strictoare. Bă, tu mă atunci, ok, cred că să... Dariusel, ce faci, bă, ia stai așa un pic, ce cauți, mă, la mine în cameră, unde ești, mă, unde te... Mamă, Dariusel, vezi că am ajuns și eu acasă, am avut foarte, foarte multă treabă să-i spui și lui Rafael, v-am lăsat niște burgeri pe masă și mă cam duc să mă bag la culcare, așa că dacă puteți să stați și voi gen afară din camera mea, așa trecea mult. Bine, hai, mă bag la culcare, hai, pa. Bă, și eu ce fac? Trebuie să rămân aici în camera asta. Ea a rămas aici, frate. S-a băgat la culcare, n-am cum să mai ies de aici. Dar trebuie să sunt postat pe telefon, mamă. Dar să răspunde pe o dată. Ok, dar mie îmi place cum am făcut aici locația asta. Foarte frumos, îmi place pe aici. Dar să-l, bă, m-auzi? Dar să-l, bă, vorbește, mă.
vorbești. Așa. Stai, unde ai, vii pe aici, mă, stai că am uitat de locația asta. Uite că mi-am bine că mi-am aminte de arsere, că nu știam cum mai putem să mai ieșim, mă, doresc. Uite-te puțin că doarme, uite-te acolo, e la ea acolo. Vino mă să vezi. Așa, urcă pe acolo. În spate, bă, în spate. Alo, nu știu unde e spatul, în fine, în partea de arsere. Ok. Da, ok. Acum și ce facem, bă, darăsele? Trebuie să ieșim prin partea asta, nu? Da! Ok, hai mă să ieșim, bă, darăsele. Dar vezi că e totul genial, bă. Chiar îmi place cum mai ieși. Eu zic să-i facem un prank. Ce prank să-i facem acum? Stai, fii antenă, bă, Rafaele. Eu am plănuit totul. Ia, fii antenă. Eu am un șar. Ce? Bă, de unde e un șarpele ăsta? Nu știu. A, și ce vrei să facem? Mă, ce prank vrei să-i facem, mă, dar să-i... Dacă ieșim pe aici, vine vede, omule. De fapt, ia, du-te tu, lasă-mi pe mie, că... Dar vezi că se uită, uite. Nu te uite. Vine înapoi, că nu se mai uită. Intră. Păi, bă, ai grijă. Așa, fugi. Bă, vezi că vine la... S-a urcat pe masă. Mai dorme o maică ta. Mă trebuie să... Dar n-au... Uite, șarpe, ia. Bă, uite ce șarpe. Mă, uite ne vei la baie. Bă, șarpe! Bă, tine, șarpe, îți dai șarpe. Mamă! Șarpe, bă, cum mă să mă oră. Șarpele, bă. Doamne, băi, nu vreau. Unde? Chiar vreau să la poliție, să la poliția la 1. Șapin casa, mamă, să mor. O să mor. Să mor. Eu nu sunt prieten cu nu știu nimic, dar să le. Bă, ieși repede. Ieși repede. Bă. Hai, tu cu. Da, e clasicul Darusel, n-am ce să mai comentez, sincer. Wow, foarte amuzant. Bă, a fost amuzantă chestia asta, chiar trebuie să recunosc. Șarpele, nu știu de unde a venit ideea lui Darusel, dar chiar a fost amuzantă. Dar acum Darusel, uitați-ne cum face catatea asta, n-am ce să mai zic, pe bune. Atât, nu știu. A fost faza e că am descoperit în ziua aceasta, am descoperit o chestie super interesantă, super mișto. Dar timp, mai că să și un Darusel. Ok, no, de fapt, nu mai. Nu mai, am găsit buncărul ăla, am făcut-o de asta, a făcut Darusel prin cu ăsta, Darusel acum a nebunit, nu știu care faza e acustic, Darusel nu mai zic nimic, papa. Bă, frate, nu-mi vine să cred, da, a venit și sfârșitul lui Darusel, din păcate, cu cine mai stai, să-mi petrec toate zilele și toate astea, bă, frate, am murit și Darusel odihnească să-mi pace, Darusel 2012-2024, frate, cum să moară, bă, omulă, bă, frate, câtă urât, nu știu ce s-a întâmplat, frate, mă, dar ce dă mine, mă, bă, e vânt pe aici, ce s-a întâmplat pe aici, alo, mă, ce, mă, săracul Darusel a murit din păcate. Cât e în pace, dar sunt 2012. Bă, am murit, ia stai. A murit, bă. Gata, fii atent, bă, Darusele, fii atent, vezi ăsta, de ce am pus ăsta cala, că ai murit tu, Darusele, ia gândește, de ce crezi că l-am pus-o, Darusele? Fii atent, bă, Rafale, eu am murit și acum eu o să mănânc un burger. Bine, Darusele, mănâncă burgerul, dar vreau să mai tare, omule, că nu te-au, bă, mă, enervez, bă, ce fai, mă, cu aia? Ah, Darusele, mamă, vezi că e bună treaba, fii atent, Darusele, fii atent cu vreau să o facem, deci fii atent, Darusele, mamă, bine că ai luat-o masca aia, că aici am pentru tine să-ți dau ce, mă, ce s-o, mamă, dar, e mai cât aici, bă, Darusele, să nu le vadă, Darusele. Unde e șarpele? Că de asta fii atent, Darusele, vină, bă, repede, fii atent, vină, hai să zic ce trebuie să facem, Darusele, trebuie să avem grijă să nu vină mai cât asta, nu ne vadă, pentru că acum, Darusele, fii atent, am pus asta și vreau să facem felul următor, ca și cum tu ai murit, să-i vedem reacția mamei tale, Darusele, iar după aceea, fii atent, bă, ce ai, mești bucuros? Ce e asta, Darusele, mă, ce caută să aici, mă, lasa, mă, Darusele, hai să facem magică, trebuie să facem asta, vină, mă, omule, dată, aulă, bă, Darusele. Deci, fii atent, Darusele, cum vreau să prankuim noi astăzi, eu, Darusele, de fapt, vreau să prankuiesc pe maică ta și în același timp și tu să faci, pentru că vreau să ieșim ca și cum că tu ai murit, am pus aici, Darusele, cum poți vedea, burgerul, practic, e obiectul tău, Darusele, ceea ce te definește pe tine, Darusele. Gata, lasă-mă, omule, vrei să-ți prindi sau ce facem aici? Dacă vine maică ta și ne vede, nu mai putem să mai facem asta, tu gândești? Ok, hai, zi. Bine, Darusele, lasă burgerii. Gata, mă, Darusele, nu mai vorbi peste mie, omule, lasă-mă să zic, fii atent, am făcut așa ca și cum că ai murit tu, Darusele. Eu să mă duc la maică ta ca să-i spun ca și cum că, amă, nu mai pune, bă, atâtea chestii, Darusele, cum să pui atâtea lume? Mai gândit-o bine, dar nu chiar atâtea, Darusele, în fine, fii atent, ca și cum sunt candele și astea, dar mă rog, fii atent, bă, cum facem. Deci eu să mă duc la maică ta și să zic ca și cum că șarpele ăla din camera ei te-a mușcat pe tine.
tine ieri și am fost acolo la, a trebuit să ajungem practic la spital și practic n-am ajuns pentru că a trecut timpul, veninul s-a infectat, ai murit și tatea asta, știi ceva? Cum, gen, cam așa asta e toată povestea, o să văd eu cum o să-i zic clar acolo și cam atât. Barafa, ești prost? De ce, mă? Cu fiantă, mă, Barafa! Dar nu mai se mă, dar, mă, nu te-am mușcat, mă, nimeni, dar, doamne, tu gândești, mă, dar să le vorbește ca, în primul rând, la șerpii de companie, dar să le cum ar veni la ei, de șerpe de casă, ăla nu e veninos, dar să le nu face absolut nimic, dar vorbește și tu ca lumea, că dacă ne aud mai cât acum, după ce că țip, dar să le vorbește și ca lumea, nu mai stau să mai mănânci atâția burger, dar să le că vreau să te aud ca lumea și fii atent, dar să le. Acum îți dau ăsta de invizibilitate și cu acesta, dar să le vreau să-l pui și după aceea, că tot aveai tu aia de fantomă, vreau să pui pe capul tău, acum fă-te invizibil, dar să le, după pune aia pe capul tău și practic o să vadă doar aia și tu o să bântui pe maică acum ar veni practic. Bă, Rafa, dar nu merge, bă, Rafale. Așa, mă, dar să le uite că merge, bă, dar să le crede că nu merge și lasă burgeria, bă, dar să le și acum când ești invizibil, dar să le tu cum poți să mănânci, mă, și prin masca asta, dar să le ireal, nu te înțeleg, dar să le cum e fizic posibil așa ceva, dar în fine, fii atent, dar să le. Tu asta o să folosești, dar acum vreau să ți dai jos ca să nu te vadă și fii atent, dar să le. O să facem asta, fii atent. Bă, de fapt, lasă că știu că ești aici, de fii atent, dar să le, o să facem asta. Nu vreau să te arăt, vreau să te arăt când ea e în casă și ea e singură și fii atent, dar să le. Eu mă duc în, bă, puneți aia că vreau să te văd, dar să le. Și nu mai dar, omule, gata. Așa, și fii atent, dar să le. Că tot am făcut camera aia secretă noi ieri, dar să le. Astăzi vreau să mă duc acolo sub camera ei și tu vreau să spionezi practic să bântui cum ar veni cu fantoma cu asta, să creadă așa și pe noapte și pe zi, știi ce zic? Da, dar să le. Vorbești mă ca lumea, omule, bă. Știi ceva, lasă că deja mă enervez. Nu mai zic prea multe, dar vreau să zic să le acum vreau să-ți dai și botă și ea jos ca să vă botă și îți dai și asta și dar să le pentru că asta vreau. Stai mă, lasă-mă, omule, lasă-mă să zic tot, dar să le că mă enervez. Omule, bă, dar să le. Hai mă, vorbește tu, dar să le că mă enervez. Vorbește ce vrei? Să mănânci burger. Asta vrei? Îți mai dau burger. Ia burger, dar să le. Ia câți burger vrei tu? Ia. Du propoftim, dar să le să te saturi de burger. Zi-mă ce vrei și lasă-mă pe mine după să vorbesc, pe bune. Ok, fiată, Rafaele, botul și ei mei, like-i 23. Gata, Darusele, da, gata, Darusele, du-te la România ta, fii atent, acum să-ți dai astea jos, Darusele, pentru că eu vreau doar să o bântui, Darusele, când ea e singură și eu mă duc acolo sub camera ei, Darusele, și o spionez, practic, și tu vii deasupra, eu spui aia și o bântui, cum ar veni, acum eu rămâi aici, de fapt, vine după mine, dar nu mai stai cu aia pe cap, ca să nu te vadă, și vreau să mergi la maică ta, bă, dar chiar, bă, unde e maică ta, că parcă n-am văzut în camera acolo, Darusele, bă, ești aici, ești după mine, Darusele, ești aici, da, uite, da, hai. Bă, vezi că doarme, dar de unde sunt? Până să mă ușa deschis așa. Așa, ok, mamă, frate, unde doar. Băi, aici am cecat, mă cecat. Ok, nu știu care e faza cu roboțelul ăsta. Alo. Aaaa, Rafaele, mamă, am avut, cred că un coșmar, să nu știu dacă e reală, dar am avut șerpi la mine în cameră și efectiv nu știu ce s-a întâmplat, dar am avut șerpi. Bă, șerpile, cine-i mă ăsta, bă, ce facem ăsta la mine în casă, bă? Am ceva să vă spun, dar stați ce căutați să ce nu termina dumneavoastră în cameră. Era un șerpi la mine în cameră, nu știu, m-am panicat prea mult, nu știu ce s-a întâmplat, am venit aici și m-a luat somnul. Da, faza cu șarpele e o fază, hai să vă arăt, că nu știu, vreau să vă spun că e ceva trist, nu știu, dar pe Darusel nu l-ați mai văzut, nu? Păi, nu știu dacă l-am văzut, că am dormit, în ultima oară când l-am văzut a fost când am dormit și nu știu pe unde e. Da, hai să vă arăt, e ceva, nu știu cum să vă zic, veniți după mine, repede, că e ceva, se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa, nu știu care e faza, pe bune, uitați-vă puțin aici, gen, nu... Mă, ce mă aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă mă aici? Atât vă zic. Mă, ce se întâmplă? Uitați-vă. Odihnească-se în pace, dar este 2012. Mă, ce, a murit Darusel? Da. Mă, și ți-ai luat, ok, stai un pic, a murit, păi da, cum adică a murit și de ce e un burger aici? Mă, voi iară mă trolați, mă, și de ce mi-au, de ce eu, unde-i să zburătoare aici, ok? Stați puțin, haideți să vă spun despre ce este vorba, deci Darusel, da, chiar a murit, nu știu, dumneavoastră... Uite, stai puțin, era chiar a murit Darusel? Șarpele ăla din camera de la dumneavoastră l-a dus Darusel, a vrut să facă o farsă, să-mi facă mie o farsă și, practic, șarpele l-a mușcat, a trebuit să mergem la spital și n-am avut timp. Am ajuns la spital că veninul s-a infectat, a murit Darusel până să ajungem la spital. N-a mai putut să mai facă nimeni nimic. Adică practic a murit Darusel? Da. Yay! Sunt liberă! Bă, stai puțin. Dar nu mai teamă acolo, dar să că nu ți-am zis o bântuie acum, omule. Hai, bă, de ce ți-ai pus ăsta pe cap ca să te văd de practic? Bă, dar unde aplica? Scoate-ți ăsta, că poate vine înapoi, bă, dar să le... Bă, da, nu mai dau acolo, dar să le pe bune, că nu vreau acum să faci asta, că mă enervai pe mine, dădeai mie, dădeai în toată lumea, dar să le nu trebuia, chiar nici măcar nu aflase momentan și după ea îmi zice că e prank și ăsta. Mă, dar stai puțin, cum s-a bucurat, mă, maică, s-a bă, dar să le, nu știu, bă, da, ce maică, ce familie aveți voi, dar să le, nu mai nebun sunteți aici în familia asta, pe bune. Bă, da, acum unde s-a dus, mă, maică, s-a pe bune,
a plecat, bă, nu înțeleg, familia asta... Bă, 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 stai un pic, deci stai puțin, tu ai zis că a murit Darius Cell? Da, pe ce credeți că era cu șarpele ăla, dacă v-am zis că e cu șarpele? Adică am dat toți banii ăia de V-Bucks și degeaba. Mi-am irosit banii pe el și... Nu, no, trebuie să am nevoie de timp singur, lasă-mă în pace. Mă, stai puțin, cum, uitați-o, bă, dar să le, tu auzi, o maică ta, bă, doamne, dar să le, tu auzi că ea, bă, dar să nu e doresc pentru tine, omule, că practic ea n-are treabă cu tine, doar de banii ei, că și-a cheltuit banii pe tine și ca și cum că tu ai murit acum, n-avea treabă de tine așa în general, dar și-a cheltuit banii, tu n-ai gândit-o, pa, nu gândești, dar să le, de ce râzi, că nu e doresc pentru tine. Ok, dar unde ești, omule, unde ești, că nu te văd, nu mă, vreau să te văd, dar să le arată-te, unde ești, mă, pune-ți aia pe cap, fii atent, mă, duc în cameră, da, mamă, dar trebuie să scoți șarpele de acolo ca să poată să ajungă în cameră, dar să le calfe, nu putem să facem, trebuie să mă duc acum repede, fii atent, scoate tu șarpele, că mă duc să mai vorbesc cu maică ta, ok, bine, scoate tu, bă, dar nu spa, holo, bă, dar să le, bă, dar terminat e copilul ăsta, pe bune, mamă, ce familie au, bă, tu, întâi s-a dus maică să-i întrebarea mea, alo, auziți, mama lui Darcel, mă auziți, alo, mama lui Darcel, alo, mama lui mama lui, bă, cu familia asta deja, sper totuși că trebuie să plecăm mai repede de aici, că nu mai subor, să sperăm că odată cu farsa asta o să plecăm și noi, frate, că nu înțeleg care e faza, adică, bă, bune, mă, ce se întâmplă cu toate chestiile astea pe aici, mă, tu cine ești? Și am dat toți banii aia pe el și el a murit, adică mi-a mirosit tot salariul și am muncit atâta și m-am făcut, ok, bro, nici nu mai știu ce să mă, ok, stai puțin, de ce era un burger? Ok, da. Cred că mă chestii, trebuie să mă duc la somn, știi ce, lasă-mă pacii. Auzi, dar stați puțin, vreau să vă spun că am scos șarpele, uitați că nu mai... Doamne, bă, doamne, dar se termină, că își dă seama, bă, dar doarme, ok, deci începe, mamă, dar să, dacă începe să doarmă, nu știu că trebuie să mă duc eu, bă, dar să le revină, fii atent, revină, arată-te, vină la mine, dar să ele, unde ești, mă, omule, unde... Stai, așa, bă, la fără, ce vrei? Așa, mă, fii atent, hai pe partea, de fapt, tu poți să intri pe acolo, eu să intru pe acolo prin spate, că n-am cum să intru acolo și să mă duc acolo jos în cameră. Ok, bă, frate, n-am ce să mai zic, pentru familia asta, adică, pe bune, uitați-vă, ce familie mai există, familia 2012, alu, Darcel, cu maică sa, doi nebuni la fel, odihnea scusă, Darcel, în pace, scrieți toți acolo în comentarii, bine, n-am murit, dar, da, hai să mergem pe aici, tip, ajungem acolo și să vedem, să înceapă distracția cum ar fi, mamă, deci, făcuse Darcel aici, văd că n-am mai continuat asta, mă, omule, dai, tu te, hai, vină pe aici și tu, Darcel, gata, dar fii atent, Darcel, acum începi și atent, vreau să-i și vorbești, Darcel, să râzi de ea, să faci toate astea, cum ar veni, gen, ca așa, sau bântui și astea, hai, vină repede, că mă duc aici, ok, deci, maică sa doarme acolo, puta, ce sunt, mă, cu astea prin casă? Ok, a dus niște roboți, dar nu știu care e faza cu ei. Hai, mă, Darcel, du-te sus, spune-ți aia pe cap și să înceapă distracția, Darcel. Hai, acum, Darcel. Hai, dei. Mami, ai luat. Fantoma, bă, cred că mă prea multe chestii, nu trebuie să schimb dormitorul, casa se posedată. Bă, frate, a plecat de aici, acum ce trebuie să, bă, Darcel, stai puțin că trebuie să stai aici, omule, unde ești, mă, Darcel, dar fă ca lumea, mă, omule, vorbește cum trebuie, bă, dar unde s-a dus, mă, s-a dus sus, du-te, că e la noi, dar eu cum, pe unde intru, deschide ușa, Și am stat atâta după el, am crescut atâta timp și... Auzi, bă, tu ce faci, mă, aici? Bă, stai puțin, băi, iară trolați, de ce? Fantoma! Iară mă trolați, nu pot să fac față la așa ceva, nu, refuz. Bă, dar... Mami, adus de mine, mami, nu? Olo, familia Darcel, n-ai ce să-i, familia 2012. Bă, Rafele, tu ai văzut aia, era fantoma, dar bă, nu cred că văd eu chestii, că am văzut prea multe, nu cred că sunt eu chiar așa de nebună, adică, voi fi o nebună, dar totuși. Așteptați puțin, a spart geamul ăsta, degeaba, pe bune, vă plânge, dar stați puțin, oricum, de ce a fugit aici din cameră, că nu v-am înțeles de ce v-am speriat? Nu, cred că e posedată casa asta, cred că mai încep, bă, uite de spate, fantoma, Rafele, fantoma, de ce? Unde? Stai puțin, așteptați! Fantoma!
Ce fac tu, doamne, aveți iluzii? Era și de fantomă, era detectiv. Liniștiți-vă, liniștiți-vă, luați loc, hai afară la aer, hai afară la aer, ieșiți la aer să vă calmați puțin. Cred că totuși am nevoie de o gură de aer. Hai să stăm aici, fiți atentă, vreau să vă spun niște lucruri, vreau să vă spun deși atentă. Dumneavoastră, stați puțin, v-ați supărat pe Darusel, cum ar veni? Bă, se deschide ușa, se deschide! Ce se deschide? Închisă ușa. Stați puțin, dumneavoastră. Nu, se deschidea ușa, se închidea singură. Pot să jur că am văzut. Nu, fiți cu... Fantoma, fantoma! Ce fantomă, fiți atentă numai la mine. Ascultați-mă că vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Dumneavoastră, vă pare rău că am murit Darusel doar că ați dat banii degeaba, nu că e fiul dumneavoastră, că era de fapt? Da, cine a zis că îmi pare rău? Păi da, cum adică cine a zis că vă pare rău? N-am zis că... Păi nu plângeați că i-ați dat V-Bucks și că i-ați cumpărat? Păi da, că am dat prea mulți bani, că am muncit degeaba, dar nu-mi pare rău că a murit sau ceva, adică... Cum mamă, ce ușurare! Stați puțin, dar e copilul dumneavoastră, cum adică să spuneți așa ceva? Păi, pe efectiv, o fi copilul meu, dar nu știu, nu mai recunosc. De ce? Aaaa! Fantoma! Aaaa! Dar unde te-a plecat? Ascult! Aolo, bă, frate, n-am cu cine să vorbesc în casa asta, pe bune, dacă dar... Bravo, mă, Darusel, dar stai puțin, lasă-mi să vorbesc. Nu, nici în tine nu mai am încredere, lasă-mă. Da, ok, absolut sunt, dar să le fii atent, fii atent, vino repede, fii atent, ce vreau să facem acum, bă, dar să le fii atent. Așteptăm să facă noapte, eu mă duc la mine în cameră, poate vine ea în casă să se calmează, să pune la ea în cameră, dar să le sucă la somn. Și pe noapte, dar să le vreau să sperii tu, dar să le, ok? Dar fii atent, să faci ca lumea, gen, să sperii, să vorbești cu ea, zici, mamă, nu pleca, vreau să vorbim, că te-am auzit din morți, din asta ai zis, ceva de genul, știi ce zic? Ok, Darusel, hai că... Ok, Darusel, am înțeles, da. Darusel, cred că chiar a murit acum. Bă, Darusel, fii atent că acum e momentul. Bă, Darusel, s-a făcut noaptea, să vedem totuși dacă a venit mai cât. Și fii atent, Darusel, urci acolo pe scară și te pui să vedem. A venit, bă, nu e aici, Darusel, nu e. A, bă, da, era calculator, ai grijă, Darusel. Nu sta cu aia, du-te sus. Și e grijă acolo, ia mă să vedem ce face Darusel. Ia. Sper să vorbească, Darusel. Ok, mulțumesc, doamna psiholog, ne vedem când, sâmbătă, ok, mulțumesc frumos, bine, bună ziua, ok, mamă. Mamă, cred că o să mă duc, mamă, Darusel, unde ești, mamă, credeam că, unde ești, Darusel? Unde? Bec! În bec? Mă, adică ești pe Darusel, de ce ai dat? Bă, tu ai dat, mă... Nu, stai puțin, stai. Cum adică, mă, Darusel, unde ești? De ce am... În baie, mă, stai puțin, de ce... Bă, unde ești, mă, Darusel, parcă... De ce s-a zis deja? De ce? Bă, ok, nu, stai, iară, nu, ok, nu, mersi. Darusel, bă, omule, bă, unde ești, mă, bă, vină mai aici, că trebuie să clarificăm un lucru, bă, Darusel. Bă, omule, vreau să-i vorbești, ești aici măcar sau vorbesc singur, Darusel. Fii atent, bă, Darusel, bă, rasă să vină aici, Darusel, și vorbește cu el, spune, mami, stai aici, că sunt eu, Darusel, și spune, sunt eu din altă lume și vorbesc cu tine acum, că pot să vorbesc cu tine, că așa e, mi-a dat Dumnezeu posibilitatea pentru că te-am auzit cum vorbeai de mine, cum... Ați venit, gata? Alo? Auziți? Bă, tu cu cine vorbeai mai aici? Și tu, eu nu sunt singura care auzea aia și tu auzeai vocile lui Darusel? Da, am auzit vocile lui Darusel care vorbea cu dumneavoastră și l-am auzit când a sugit dumneavoastră pe geam, am auzit că Darusel zicea că dumneavoastră, că e foarte supărat că dumneavoastră nu-l iubiți și că Dumnezeu l-a trimis aici să facă dreptate. Păi stai puțin, deci el încă e în viață sau cum adică, stai puțin? Nu știu, eu nu știu nimic, gen, dar am ajuns, nu, a murit, cum să fie încă în viață, n-are cum să fie în viață. Păi și atunci acum, de ce? Nu, stai un pic. Cum să nu mai îl vezi pe Tito și cum să nu mai... Mă, ce căutați acolo? Ok, cred că eu știu să mă duc la biserică să mă spovedesc un pic. Ia, stai așa, revin imediat. Da, ok. Dar, bă, Darusel, nu, cred că e momentul. Trebuie să-i spunem că n-avem ce face așa. Pune tu asta. Bravo, Darusel, că aici măcar pui... Aha, la noi acasă spargi geamurile tu cu Alice, Darusel, spargi geamurile. Dar aici le pui la loc, cum ar veni, nu? Și acolo la noi acasă nu le pui la loc. Bă, gata, omule, stai să-i facem, bă, omule, fii atent, dai să-i facem acum, hai, bă, revină-ți la normal, dar să le revină-ți la normal, să-ți trebuie. Fii atent, mami! Fato, in nomine patrizet, filii et spiritus santis! Mă, ce să... Nu, gata, auziți, stai puțin, stai puțin. Ok, stai puțin, mama, fantoma! Bă, stai puțin, stai puțin, Mă, termină, Darusel!
Oh, bă, prost ești, bă, Dariusele, cu tine nu se poate face nimic în viața asta, pe bune, ești prea prost, Dariusele, ba, wow, ai plecat, wow, Dariusele, mă, pentru ce, omul, bă, Dariusele, trebuie să faci, da, ce să fac cu Dariusele, adică, pe bune, dar, mai, na. Acum e rândul meu să vă bântui, m-auziți? Asta credeam și eu, Dariusel. Mami, te ești atunci, mami, ești atunci, tu, da, nu te așa, gata, și am drăbă. Poți să dai cât vrei, dar să știi că te văd. Bără, fără, 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 unde-i trebuie, papa? No, cred că știi că dacă, de fapt, nu ești mort, o să... Ce? Te văd unde ești, nu? Ce? Da, Rafaele, Rafaele. Știi vorba aia, Dariusele, eu te-am făcut eu tumor, așa că... Da, au câștigat vocile la mine. Nu, n-am, bă, sper totuși că am scăpat și eu de treaba asta, că deja nu mai suport ce mă din orașul ăsta sau numai, nu, cred că e ultima apariția mea peste tot, numai, gata. Atât a fost, pa, pa. Aolo, mamă, frate, 8.55, ce ceasul, mamă, e 8.55, că m-am trezut ochii, m-am trezut regula, mă, ce cauți, omule, la geam, dar răsele, alo, ce faci, neața, ce faci aici? Neața, bă, Rafale, stai, aaa, bă, Rafale, asta ce ești frumoasă, uite, e soare afară, e frumos, stai, bă, Rafale. Dar nu mai zic, bă, omule, așa, omule, bă, poți să vorbești cum trebuie, dar răsele, că mă enervezi, bă, bune, ai, mă, nu putem, mă, dar răsele, bă, știam și eu că poate am o dimineață mai bună, mă, dar răsele, deja nu te mai supăr, bă, când mai plecăm de aici, dar răsele, că nu mai supăr să mai stau, nici cum mai aș cu tine, așa măcar stăteam cu tine, dar gen, acum că sunt și cu mai câta doi nebuni, dar răsele, nu pot să stau cu doi nebuni, mi-ajunge unul, dar răsele, nici de tine nu mai am nevoie, cred că mă mut definitiv singur, dar răsele, în altă casă. Da, bă, Rafale, fie în tine și eu vreau că fie în tine, bă, Rafale, eu am bannerul, bă, Rafale, dar chiar, bă, bannerul meu, ce face? Omule, bă, dar răsele, a, gata, că mă enervezi, și ceva, hai să mergem, dar răsele, trebuie să ne luăm rămas, bun, dar aici, că eu nu mai pot să mai supăr. Bună dimineața, copii, ce faceți? A, bună dimineața, da, bună dimineața, dar ce sunt cu astea aici? Mă, tragi, mă, omule, dar răsele, bă. Dar eu vorbeam. Astea, copii, sunt lucrurile voastre pentru că m-am săturat. Mă trolați, mă faceți nebună, fugiți de mine, nu știu ce faceți, încercați să-mi faceți, sipați la mine și mă faceți să mă simt în ultimul fal, așa că plecați mai beodată de mine ca să v-am făcut bagajele, o să ajungă Uber în 10 minute, așa că, pa, pa. Bine, bă, Rafaele, mă, bine! Bă, stai puțin, adică stai, voi vă bucurați că plecați, adică stai, tu nu mai vrei să stai cu mătă, Dariusele, bine, Dariusele, hai că te țin eu minte, Rafaele, tu poți să pleci, bă, sau să-l mai țin eu un pic aici, îl mai așa, tu stai la tine. Mami, ești altă, mami, eu era fericit pentru că te-am prinuit, Dar să-l fericit că m-ați prinuit, bine. Stai puțin, mă, mai aude, mă, aude cineva, bă, ce cu familia asta de nebun, că nu mai suport, dar să-l țipă în ultimul. Ne face familie de nebun, dar Dariusele ne-a făcut familie de nebune, ai auzit? Da. Știi ce trebuie să facem, nu? Știi ce trebuie să facem, nu? Ascultați-mă! Haide! Ok, sper că de data aceasta ne-am calmat, nu-i așa? Și putem să vorbim ca trei oameni normal, că suntem, putem purta și noi conversații. Adică putem să vorbim ca doi oameni normal, dar Dariusele, du-te până la tine în cameră, vezi că ți-am lăsat acolo niște burgeri. Ok, pa! Așa cum putem să vorbim ca oameni normal. Mai bine, că nu mai suport pe băiatul ăsta, sincer, nu știu, mai bine îl țineți aici în casă, că chiar da, sincer. Eu nu-l mai suport, face ca toate alea în continuu, mă enervează, îi zic niște lucruri, îi face altceva, face întâlnită toată ziua, nu știu ce, ați văzut și ieri, na, v-am făcut farsa aia, ne pare rău, totuși am vrut să vedem cum reacționați, totuși n-ați reacționat. Da, cel mai probabil, cred că a fost ideea lui să faceți farsa aia, dar totuși vreau să plecați doar de la mine în casă, așa că vă rog, luați-vă bagajul, plecați atât de la mine în casă, dacă vrei poți să-l dai tu afară după, nu știu, dar nici eu nu mai vreau la mine în casă. Dar omule, Dariusele, bă, alo. Sau stai, Rafaele, vino repede. Dariusele, mai stai un pic acolo, mai stai un pic. Nu vrei să-i faci și noi o farsă șmechere? Poftim, acolo, în mormântul, da, de fapt, știi, lasă nimic. Bine, Dariusele, haideți că vă ajunge Uber-ul, haideți, eu trebuie să mă duc până jos, am niște treabă. N-am auzit, omule, bă, ce cu familia asta, bă, am spus că n-am auzit, nu v-am auzit ce ați vorbit, ce farsă face. Lasă, nu contează, o să vă ajungă Uber-ul în 10 minute, hai, grăbiți-vă. Wow, Dariusele, mănânci burger, ca de fiecare dată, wow, Dariusele, bă, Dariusele, poți să te comporți, Dariusele, te rog, comportă-te tu normal, Dariusele, că deja nu mai suport, poți să te, în tine mai mare bază, Dariusele, că suntem prieteni, dar nu mai vorbesc de mine, mă, Dariusele, gata, comportă-te normal, mă, dar ce sunt ăștia pe aici, Dariusele, bip, ce e ăsta? Haideți, băieți, sunteți gata, că vă ajuns Uber-ul, haideți, veniți. Da. Bă, Rafale, de mine nu-mi place, bă, fii altă, nu știi?
Oh, no, bă, dar să le vorbește, mă, calomea, oh, no. Hai, bă, rau, haideți, bă, băieți, că vine, vine Uber-ul, haideți, haideți, uite pe aici, bă, dar să le nu te duci, mă, aici, ușa, stai, spus, stai, vine, vine, încă, vine, încă, așa, deci, veniți un pic, veniți un pic. Da, puteți să vă duceți la dumneavoastră în cameră. Bine, 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 hai, pa, aveți grijă de voi, hai, pa, pa. Urs, 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 rau, urs, șerp, șerp, și mai mulți, nu, nu, urs, alo, 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 sună, sună, salvare, salvare, alo, salvare. Nu am șam șerpi în casă. Alo, salvare. Alo, 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 mea cu inima. Alo. Nu pace, hai, mai, gata, gata, hai să plecăm, dar hai să plecăm. Bă, dar să puta mai, mai nu, mă, scoate mă asta de aici, dar să nu pe bune, scoate, scoate că nu e frumos, dar să gata, vino înapoi, mă, frate, nu înțeleg ce faci, dar să. Bine, dar să ne mai lasă tot să scoate toate astea, să văd unde, că deja nu mai supăr, frate, pe bune. Mă, dar ce a făcut mă tare să la aici? Ia să mă uit în partea asta. Okay, bă, dar, bă, ce, bă, visează, nu e nimic. A, bă, da, sunt șerpește pe aici, da. Urs, urs, bă, nu știu, nu mai era ursul ăsta. De fapt, ce, bă, eu nu mai înțeleg nimic, bă, frate. Nu știu în ce lume mă aflu. Chiar nu mai vreau să mai stau cu oamenii ăștia pe aici, că deja mi s-a luat. Ajutor, ajutor. Nu, nu, gata, am plecat. Am plecat, mi-e de ajuns numai. Nu, să cum, lasă că bă, își face ea de cap, nu știu care faza, bă, frate, deja nu mai înțeleg, deja nu mai suport absolut nimic, nu mai știu nici să mai vorbesc, nu mai știu absolut nimic. Asta e cea mai proastă zi pe bune. Chiar dacă plecăm și ar trebui să fie o zi foarte frumoasă, o să fie de acum încolo, dar până acum chiar este cea mai proastă zi, pentru că am avut foarte mari, foarte mari nervi în această dimineață, deja nu mai știu să mai vorbesc, deja hai, gata, că nu mai vorbesc, bă, duc acasă, văd eu dacă apuc să ajung cu ceva, dacă nu mă duc pe jos și când o ajunge, o ajunge și mă voi liniști la casa mea. Bun, însă și frate, după atâta timp de mers, frate, am ajuns acasă și vedem, mă, ce faci, mă, ce faci? E foarte fraier. Foarte amuzant, știu, dar răsele, m-ai lăsat așa, capa proști pe jos, nu? Da! Ah, ok, dar răsele, și acum ce faci, hai, mă, să intrăm în casă, bă, dar răsele, mi-a fost atât de dor, dar răsele, s-a îngelat noi acasă, bă, dar răsele, mă, la ce dor e casa ta, dar răsele, ai nebunit, oameni, dar răsele, bă, ce, bă, ce s-a, dar răsele, se vede că n-am mai stat aici, bă, dar răsele, bă, ce se întâmplă, bă, frate, că nu înțeleg, bă, dar răsele, câte astea pe aici. Și cam atât a fost cu acest video, dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul ăsta de like și ne vedem data viitoare, pa, pa. Rafaele, bă, ce faceți, mă, dar răsele, unde ați fost, v-am așteptat atâta timp. Ați fost plecați de 2 luni, cum a... Bă, stați puțin, de... Stai puțin, stai puțin, că am și uitat de tine că era aici cu noi. Sper că, de fapt, ce să sper, că văd că n-ai șters praful. Ia uite, nu mai pânze de păiaje prin toată casa. Și pe aici, și pe aici, peste tot nu mai pânze de păiaje. Mă, ce se întâmplă? Ce ai făcut tu? Da, m-am băgat tare pe YouTube, ce pot să zic. Da, bă, cred că o să mă apuc acum să fac ordine. Eu nu prea mai ieși din camera asta, sincer. Am fost zicât aici la baie și nu prea m-am observat, dar... Da, okay. O să mă bag pe curățat, actually. Da, bagă-te să curești și tu astea pe aici, că frate, uite, e prin acum, toată casa, adică uite, nu înțeleg pe bune. Da, mă, dar ce-ai făcut, mă, în tot acest timp aici, că am și uitat de tine că erai la noi în casă. Bine, măcar că ai fost, da, că ai ținut așa de casă, dar vă că nu prea ai îngrijit-o cum ar veni, măcar ai ținut așa, i-ai ținut de urât doar, atât. Păi cam așa a fost, sincer. A, ok, bă, și na, ce să mai zic, bă, dar, bă, ce, bă, alo, bă, da, ce... Omul, dar să, dar să-l asta e lumina, omul, e lumina, tu băi să... Aole, dar să-l, bă, prost e, dar să-l... A, și mi-o arăt mie toată asta, bine, mersi, așa. Bă, dar ce-ai făcut tu pe aici în zilele astea, cât timp am fost neplicați? Păi, efectiv, am stat aici să mă uit la niște filme și astea, m-am mai dus pe la diner să mai mănânc câte ceva și astea și... Am stat să filmez, nu știu, să mă joc pe laptop și astea. Ah, ok, interesant. Păi da, și voi spuneți-mi voi unde ați fost, ce ați făcut atâta timp, că chiar sunt curios ce gen am stat, ați plecat 2 luni de acasă. Nu, n-am plecat 2 luni, am plecat o săptămână. Ba da, au trecut 2 luni, crede-mă că știu cât a trecut, au trecut 2 luni. Ce mă, 2 luni? Mă, dar Sel, cât am stat acolo? Stai să văd, 1 deci atunci ne fura mama. Gata, tine dar ziua, dar spus că tu să te colgi, dar să le lasă că vorbesc eu cu Edis, tu lasă-mă, lasă-mă. Gata, dar să le mi s-a luat de să-ți aud vocea, dar să le du-te în camera, lasă-mi să vorbesc cu Edis, așa, gata, așa, mă, fii atent, bă, gen, cum adică de 2 luni, mă, frate, nu, am plecat de o săptămână și ceva, aproape 2 săptămâni. Nu, ați plecat de 2 luni, efectiv, deci credeți-mă că am stat în fiecare zi și m-am întrebat, deci am făcut,
Și video când l-a explicat, nu video, dar țin minte când l-a explicat, am făcut fix în ziua respectivă, am făcut o story pe Insta și au trecut 2 luni că m-am uitat. Uite, stai așa că uite-te aici, vezi? Uite, vezi? Da, acum două luni. Da, în fine, nu știu, bă, și ce să spun, mă, chiar s-a pus la somn. Bă, dar să le nu te pune, du-te mă și joacă-te, că uite, nu ți-a fost dor de calculator? Omule, bă, o să adormi. Uite, aici mă țară, uite știrbu, uite cum să-i de dintele ăla. Ce știrbu e fraierul ăsta? Vrei să facem o farsă ceva? Nu știu, parcă așa, mi-a fost dor să-i fac o farsă ceva, ceva, nu știu. Nu știu, vreau să ne zică oamenii acolo în comentarii ce farsă să-i facem, chiar nu mai am nicio idee, sincer, acum, în momentul de față, n-am nicio idee de farsă, dar fii atent, hai să-l povestesc. Hai să ne punem aici jos, în primul rând să vorbim, bă, ce să spun, dar... Hai să pun și eu un film aici, poate, stai să zic, deci, eu cu Darusel ne-am uitat la un film aici, nu știu unde erai tu atunci, în ziua aia, dar mă rog, în fine, când am plecat noi, ne-am uitat la un film seara, practic, și Darusel după arunca cu o poțiune, a zis că o poțiune cu noroc și dintr-o dată următoarea zi m-am trezit într-o casă, eram cu Darusel într-o casă, eram cum ar veni frat. Și am ajuns la casa maică-sii. Și știi casa aia mare, te-am dus acolo să vezi. Ai văzut casa aia mare când am trecut spre oraș, în partea aia era un dita mai palat, o dita mai vila, ceva de genul. Știi casa aia? Da, mi se pare că o știu, da. Da, acolo stă maică-sa lui Darusel. Mama lui... Nu, și crede-mă. Păi, nu, cred că m-aș duce și eu, sincer, să salut, adică nu. Nu, crede-mă, chiar nu vrei să eu. Adică de ce n-aș vrea? What do you mean? Uite că eu nici nu mai știu, nu mai am cuvinte să nu mai știu să mai vorbesc absolut deloc. Mike sau Darusel e prea nebun. E mai nebun decât Darusel cum e el. De fel, e mult mai nebună și e foarte strictă. Ok, cred că de fapt nu mai vreau să salut. De exact, asta ziceam și eu. Și tu ce ai făcut în tot acest timp? Până ai fara să nu faci curat pe aici? Diner culcat și filmat. Ai fă la restaurant, ok. Ai ținut practic că e bine că practic le-a ajutat pe Darusel acolo la restaurant. Mă, n-am ce să mai zic. Bă, da, nu știu, a fost groaznic totuși. Am făcut acolo, a fost și amuzant, a fost și groaznic. Am făcut niște farse, am construit o cameră secretă cum e aia unde dormi tu aici. Dar chiar tu unde ai dormit în tot acest timp? Ai dormit la tine jos sau ai dormit la Darusel aici? Am dormit ori la Darusel, nu, n-am dormit la Darusel, că patul e cam așa, nu știu cum dorme el, gen, cred că mai bine dorm pe o cărămidă decât acolo. Dar cred că am dormit ori pe canapea ori și la tine, cred că am dormit în prima zi când ai venit, dar gen... Bă, stai puțin că patul e cum îl avea acolo la maică-sa și chiar era confortabil, chiar mi-a plăcut să dorm acolo. Bă, nu, stai așa, tu cred că nu înțelegi, deci patul ăsta e ca o cărămidă, cred că nu vorbim despre aceleași paturi. Arăta la fel. Păi da, dar vezi tu, ăsta cred că face pârțuri în el sau ceva și s-a deteriorat sau teaua sau nu știu, e o cărămidă. Ai dreptate, bravo, mi-a plăcut asta, bă, n-am ce să mai zic, hai că mă duc la mine în cameră, că mi-era doi așa de cameră. Cred că vin și eu totuși, că nu prea mai vreau să mai stau cu ăsta după... Bine, ok, ia să mă duc pe aici. Ok, deci pe aici. Bă, frate, am uitat că ți-am făcut asta, scuze. Mă, dar este, uite, bă, are asta de fapt. Auzi, uite, Rafaele, vino să vezi. Pune-te un pic în patul ăsta dacă tot. Și uite-te, fii atent, pune-te un pic în el. Nici nu pot să mă pun în patul ăsta. Bă, dar să ce ocupat tot ăsta, ce făcut? Dar să, doamne, bă, iar a rămas cu asta, bă. Bă, dar să le vezi că ți-am cumpărat V-Bucks. Tu te acolo și joacă-te. Hai, pa, hai, Rafaele. Ai grijă, Gata, am sărit, s-ar și tu așa, gata, ochi de... Bă, dar și la mine bă, aici, bă, frate. Mă, ce e aici? Bă, că ce... Bă, ce e atât de mult la mine, frate? Bă, n-am fost... N-am mai fost pe la tine, dar, hei, vezi partea bună, calculatorul tău încă funcționează. Bă, logică funcționează, cum să nu funcționeze? La urmă e un calculator foarte bun și e un calculator performant pe care eu filmez și postez și oamenii trebuie să dea like și subscribe, nu-i așa? Exact. Da, exact. Vreau să zic că m-am jucat și eu pe calculatorul ăsta și chiar, bă, vezi că e extrem de fain, adică... Bă, parcă zici că n-ai mai intrat aici și să cam vedea. Păi nu, am intrat în prima zi de când ați plecat, dar gen, după aia cred că toate două luni cât ați explicat s-a mai trecut aici. Ok, bă, da, ce să mă zic, bă, frate, chiar a fost foarte horror acolo, nu-ți recomand o asemenea experiență, chiar nu vreau să cunoști pe maică sau dar să nu știu, dar tu cât mai ai de găsit aici la noi? Bă, nu știu, sincer. Mi-am recuperat între timp telefonul și astea și am vorbit cu un prieten și mi-a zis că cel mai probabil o să vină și el pe aici, dar și prietenul ăla, n-am mai vorbit de mult cu el, deși e cel mai bun prieten al meu, nu l-am mai văzut de mult, așa că nu știu cum o să mă înțeleg cu el și sper că pot să fie tot ok, sperăm. Mă, cum adică să vină aici la noi în casă? Cum să vină, mă? A trecut pe acasă și mi-a luat toți banii salvați și sperăm că poate pot să-mi cumpăr și eu o casă, nu știu, poate să mergem zilele următoare să mă ajut să mă uit de o casă sau ceva și poate, nu știu. Da, nu știu, poate, nu știu, vezi tu, te descurci și tu că ești mare până la urmă, te descurci, ai învățat orașul, te-ai descurcat pe aici prin oraș cât timp a fost neplecat. Da, vezi că chiar l-am învățat și chiar am găsit niște chestii foarte interesante pe aici, dar mă mir cum de n-am dat de voi până acum, dacă zici că totuși casa aia parcă nu pare foarte departe de aici și da, efectiv m-am
descurcat pe aici. Mi-am făcut mai mult de cap, dar mă bucur că v-ați întors și mă bucur că te-ai întors, că aș vrea să mă mut din principalul motiv că e Darius Cel și nu știu cum mai pot stau cu ăsta în casă. Clar, nici eu nu știu cum mai pot să stau și nu știu de ce încă mai stau aici. Nu știu, poate mă mut, dar nu știu, vreau să că știi că dacă am și un cont de YouTube, oamenilor le place cum ar veni să stau cu Darius Cel în casă, știi ce zic? Și așa poate nu mă mut de la el, știi? Cum, adică rămânem amândoi practic aici. Da, tot ce sper să n-ajung și eu ca tine cu Darius Cel, cu prietenul meu, că dacă vine ăla și deja nu mă mai înțeleg cu el, nu știu ce o să fac. Bă, adică da, cred că îi lăsăm pe ăștia și ne mutăm noi într-un alt oraș sau ceva, dar sincer. Bă, nu știu, poate la un moment dat chiar aș vrea o mutare așa într-alt oraș, știi, sincer, poate ne mobilizăm și noi avem mai mulți bani și putem să ne mutăm într-un alt oraș, chiar mi-ar face plăcere, că totuși orașul ăsta sunt aici de foarte mult timp, aproape, cred că am aproape un an, în vară se împlinește un an de când sunt aici și totuși, nu știu, am făcut foarte multe activități pe aici. Bine, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu l-am explorat chiar pe tot, că știu că mi se pare că am auzit că este un teren de fotbal ceva, dar n-am fost niciodată pe acolo la terenul de fotbal. Am fost eu, pot să te duc, da, chiar am fost și m-am întâlnit cu niște băieți pe acolo, chiar au fost foarte zreau, nu știu dacă o să mai vedem, dar și dacă nu o să mai vedem, vezi că am fost și era destul de mare terenul ăla și destul de șmecher. Ah, ok, băi, interesant, adică nu știu că poate, nu știu, da, poate o să mergem acolo, nu știu, vreau să zic că și oamenii acolo în comentarii să scrieți dacă vreți să vedeți acolo. Uite, apropo, uite, stai, uite-te, fii atent că am aici o filmare cum i-am dat golul, uite-te. Mamă, da, ești cel mai bun, tu ești Ronaldo, tu ești toți, ok, am înțeles, bă, ce să spun, bă, sper că totuși nu mai ieși prin, s-a pus strana, nu l-a făcut, bă, ce fai mai dar înțele aici, alo, bă, uite-te puțin asta, să uită, mă, ce te ui. Bă, nu, că ăsta nebunit de tot, hai să lăsăm. Da, ok, știi ce, hai să stai un pic, să mai fur și niște burger. Ok, bun, hai să mergem. Vrei să mergem la terenul ăla de fotbal să ne jucăm, să vedem, să bașea, nu știu, poate. Bă, nu știu, hai să mergem, dar vreau să văd, stai puțin, că înainte de toate vreau să văd cum mai e pe aici, pe la mine, prin cameră sus, că nu știu dacă pe aici ia să mă duc prin par. Uite, că și pe aici, bă, frate, trebuie să faci tu curat, dar măcar totuși ai avea grijă de casa asta într-un anumit fel, ca să nu vină cineva să o spargă sau ceva de genul. Uite, pe aici nu e ok. Și da, nu știu, hai să mergem acum să-mi arăt și mie unde e terenul de fotbal, că eu doar am auzit de el și poate să mergem cândva să facem așa o echipă mare, venim cu Darusel, cu toată lumea, știi? Dar vezi că ar merge, și am auzit că mai stă cineva, nu știu de cine e tu, de Alessia, nu știu, era cineva în casa aia și poate zicăm, nu, 2v2 ceva, nu știu, poate. Te-ai întâlnit cu ea? Nu, dar mi-ai zis tu că stă cineva în casa aia, nu știu, am văzut, era o fată care venea, nu știu, stătea, dar nu știu cine, adică n-am vorbit cu ea. A, nu te-ai băgat în seamă, ok, bă, nu știu ce să zic, hai să mergem la terenul ăla, știi unde e, da? Da, vrei să mergem pe jos ca să vezi drumul sau vrei să o luăm, nu știu. Bă, pe oricum văd drumul. Mergem cu cum ar fi mergem acolo. Hai să mergem cu bicicletele totuși, că putem să le parcăm acolo și gen. Hai, oricum n-am mai folosit foarte mult timp cu bicicleta. Vino, dar fii atent, vezi că trebuie să mergem pe aici. Pe aici, băi, că nu cred, eu nu știu ce e prin partea asta. Știu că e undeva prin partea stânga a orașului. Da, nici eu nu mai știu exact, dar oricum odată ce ajungem în centrul orașului ar trebui să fie ok. Da, ok. Bă, uite că mi-aduce și mie aminte, practic că n-am mai mers pe aici de foarte mult timp cu asta pe aici, frate, și bă, ursul, înapoi, uite-l, e lângă tine, ursul, uite ursul lângă tine, uite-l aici, ce urs, uite-l, ăsta e Marian, salut Marian, ce faci, hai să mergem. A, clasic, a dat în el, nu-i nicio treabă, bă, ai grijă cu mine, ok, bă, frate, stai, că aici intrăm în baza militară, stai un pic, trebuie să luăm pe lângă. Hai că sigur știi ăsta drumul. Gata, mă, ăsta e, aici e? Da, aici trebuie să intrăm, am plătit eu că am gen abonament pe o lună și nu cred că se vede dacă te bag și pe tine, așa că hai să mergem pe aici, hai să intrăm. Da, mergem pe aici, mama, cum e terenul ăsta, mama, ai și pista asta de alergat, mă, frate, mama, cât de tare pe aici, exact. Bă, fii atent, stai puțin înainte să jucăm. Ar fi bine să ne încălzim un pic. Vrei să dăm o tură de teren așa repede să alergăm pe aici? Da, dacă vrei tu, hai să-i dăm. Că mamă, cât de șmecher, uite cum se vede pe aici. Haide, vine, uite aici. Hai la liniile astea de început. Ce tare e terenul ăsta de fotbal, chiar îmi place, nu știu. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vreți să veniți cu Darius aici, să facem un meci de fotbal ceva ca brazilienii, cum ar veni, facem Cupa Mondială ceva, știi ce zic? Exact. Hai, stai acolo la linie și 3, 2. Stai puțin. Gata, hai. 3, 2. Hai, 3, 2, 1. Și let's go, haide! Bam, până partea asta, gata, 3, 2, 1, am câștigat, lejer, bă, arunc, gata. Bă, stai așa, trebuie să dăm toată tura de teren, vină, mă. Hai, lasă, hai să jucăm fotbal, mamă, cât de tare e terenul ăsta. Ok. Mamă, dar e tare rău terenul ăsta, bă, uite cum se vede pe aici, cum se vede, vezi cum se vede umbra. Și uite, vezi că avem minge de-astea șmecheri, adică pot să vin așa să-ți dau dribbling și să mă duc, hai, bă, apără-te, ce faci, mă, nu poți să aperi poarta, haide, mă. Dar n-am început, ce asta?
Bă, și unde scrie scorul? Nu cred că scrie scorul sau ceva alt genul, dar... Ok, ok, nu, no, dar l-avem, uite, uite, l-avem aici, stai așa, stai așa, stai așa, uite. Uite, bă, să mai, să mai bagi și tu de la tine, da? Că ți-am dat banii, așa. Haide, hai să jucăm, hai să jucăm, haide. Da, l-avem acolo pe arbitru și o să ne spunem scorul. Hai, 3, 2, 1 și haide, nu, nu mai stau deloc, hai, hai să jucăm, haide, bă. Nu mai stai, joc fotbal în viața mea. Cam slab, Rafaele, nu știu ce să zic. Uite așa, 2-2 și acum 3-2. Bine, Rafaele, mamă, ce bine joci. Da, nu mai joc în viața mea. Știi ceva, bă? Du-te-n poartă la tine, du-te-n poartă. Fii atent, că-ți dau de la jumătatea terenului direct mare, mare gol. Fii atent, 3, bine, 2, hai, dacă 1 tu crezi... și... Da. Aolo, da, mai bine nu mai veneam aici. Trebuia să vin și cu Darusel. Dacă vrei să vin și cu Darusel, nu știu, poate. Bă, dar nu mai da mine, omule! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.